Bună dimineața tuturor! Vă salut și vă transmit gândul meu de bine. Iată, am ajuns și în acest moment în care am dorit, dar a și trebuit, să prezint raportul de activitate. Mi-am mai pierdut unele deprinderi. Raportul de activitate pe anul 2016, dar și pe cei aproape 9 ani de mandate. Mulțumesc colegilor mei care sunt prezenți și au venit, colegilor mei din primărie, pentru că este un raport de activitate al primăriei municipiului Roman, a administrației publice locale în această perioadă, pe care am condus-o cu foarte mult drag, cu foarte multă dedicație, și pentru care încă am una-două camere din inimă, nu știu dacă atru strâng sau ventriculul drept, dar sunt mereu locuite de simbioza, de atmosfera din primăria municipiului Roman și de gândul meu cel bun către colegi. Nu știu dacă de-a lungul celor 9 ani am reușit să câștig dragostea tuturor, dar mă gândesc că măcar respectul l-am câștigat. Eu vă asigur că vă bucurați și de respectul și de dragostea mea, pentru că împreună cu dumneavoastră am făcut lucruri frumoase, zic eu, în acest municipiu. Iar aceste documente stau mărturie. Voi începe și voi trece în revistă, pe scurt, raportul de activitate al anului 2016, evidențiind principalele evenimente și elemente constitutive, iar apoi, sigur, voi trece la raportul de activitate pe cei aproape 9 ani, unde sunt surprinse, bineînțeles, și activitățile anului 2016. Dacă vorbim despre anul 2016, pentru că este în același timp și o obligativitate de a prezenta acest raport, deși multe din aceste lucruri sunt cunoscute, pentru că eu am obișnuit aici la primăria municipiului Roman să vin și să prezint, dacă nu săptămânal, la 2 săptămâni, activitățile, în mare, bineînțeles, pentru că activitatea este complexă. Vreau să vă spun că activitatea unei primării, acolo unde se dorește să se facă treabă și performanță, este mai complexă decât a multor altor instituții, indiferent că vorbim de administrație centrală sau administrație locală. Este un adevărat furnicar care încearcă să regleze, să așeze pe principii, pe metodologii, pe reglementări, tot ceea ce înseamnă activitățile care se desfășoară în cadrul unui OAT. Iar eu vreau să vă spun, fără niciun fel de disimulare a entuziasmului vis-a-vis de o activitate desfășurată, că la primăria municipiului Roman s-a desfășurat și sunt convins că se desfășoară o activitate cu adevărat profesionistă, și asta în primul rând datorită colegilor mei din primărie, cărora le mulțumesc pentru toată contribuția, pentru toată implicarea și toată dedicația de care au dat dovadă în acești ani. Așadar, voi vorbi pe scurt, așa cum v-am spus, despre anul 2016, care a stat sub semnul performanței în administrație pentru conducerea municipalității, asigurând astfel premisele ca orașul Mușatin, fosta capitală a Țării de Jos, să-și reconsolideze prestigiul de altă dată și să continue drumul către modernitate. Având forța echipei și capacitatea unei administrații publice competitive și eficiente, atât din punct de vedere al capitolului uman, cât și al proceselor interne și al serviciilor oferite, așa cum știți, așa cum ați simțit mereu, am pus marea familie romașcană mereu pe primul plan. Acum spunea cineva la Parlament, zice, nici nu știi ce așteaptă pe ăștia Corvinel Oreanu. Să vezi repede cum vorbește ăsta acum despre marea familie din Moldova. Nu-i departe, și în ultima declarație politică pe care am avut-o în plenul Parlamentului am și vorbit despre acest lucru. Până vorbim de marea familie românească mai durează. Deocamdată Moldova este o zonă vitregită și de ea trebuie să ne preocupăm într-un mod direct, sigur, cu o țintă și cu o grijă permanentă față de municipiul Roman. În cursul anului 2016 am acționat cu prioritate în vederea realizării unui mediu economic creativ, complex, dinamic și competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere o dezvoltare sustenabilă a comunității, un model de bună guvernare, cu administrație transparentă, progresistă, performantă, în care cetățeanul a devenit partenerul administrației, un reper național prin viața sa culturală, dinamică și vibrantă. Prin activitățile desfășurate am contribuit la implementarea misiunii și viziunii de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional, aspect demonstrat de altfel și de rezultatele deosebite în activitățile și proiectele derulate în anul precedent. Municipiul Roman a obținut astfel locul întâi la nivel național în ceea ce privește transparența instituțiilor publice cu proiectul Romașcanii Decid, evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional în cadrul Conferinței Internaționale Inovații și Calitate în Sectorul Public, eveniment organizat la București pe 20 octombrie 2016 de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici alături de Cancelaria Primului Ministru și reprezentanții Consiliului Europei. Romanul a devenit astfel model regional de trecere la o economie verde, fiind primul oraș din cadrul proiectelor Orașe Verzi, Regiuni Verzi, implementat de Fundația Terra Millennium 3 împreună cu partenerii săi, Asociația Municipiilor din România și rețeaua IR20 Regiuni pentru Acțiune Climatică din Elveția, care a elaborat și dezvoltat un plan de acțiune privind energia durabilă. Am susținut dezvoltarea investițiilor la nivel local, îmbunătățirea condițiilor de educație prin implicare activă în organizarea activității unităților de învățământ, pentru asigurarea unui climat social sănătos și de siguranță publică, asigurarea unor condiții deosebite de agrement. Clădirile emblemă ale municipiului Roman au fost aduse din nou la viață. În anul 2016, Biblioteca Municipală George Radu Meledon din Roman, restaurată în totalitate, înveșmântată în haine de sărbătoare, arătându-și splendoarea arhitecturală și frumusețea care a înscris-o în rândul monumentelor de artă ale urbei romașcane, și a redeschis porțile pentru a-și relua activitatea culturală pentru care a fost consacrată. Cea mai mare investiție în domeniul educației și una din cele mai dificile din punct de vedere tehnic, care s-au realizat după 1990, a fost finalizarea proiectului de reabilitare, modernizare și dezvoltare a Colegiului Național Roman Vodă Corpul B, clădire reprezentativă din patrimoniul municipiului Roman. În 2016 au fost finalizate lucrările de modernizare ale arteriei Roman-Est, principala investiție în domeniul dezvoltării infrastructurii stradale, ce a creat posibilitatea devierii traficului greu pe relația Vaslui și comunele din nord-est a județului sau dinspre Iași, Suceava, în afara zonelor dens locuite din municipiu. Conștienți că timpul contribuabililor este prețios, am pus în funcțiune din luna aprilie sistemul informatic de programare online la Direcția de Evidență a Populației, Romanul fiind al treilea oraș din țară, după Timișoara și Iași, care a implementat o astfel de platformă online. Participarea cetățenilor la luarea deciziilor reprezintă un aspect important al bunei guvernări locale. În anul 2016 s-a constituit Consiliul Consultativ pe probleme de tineret al municipiului Roman, for care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Convinși că diaspora poate juca un rol major în dezvoltarea locală și poate sprijini conectarea puternică a orașului la oportunitățile din alte țări, am organizat în luna august anului 2016, sub egida Zilelor Diasporei, o întâlnire aplicată cu cetățenii din diaspora, însoțită de manifestări artistice dedicate romașcanilor plecați în străinătate care au revenit în concediu alături de familie. Efectele acțiunilor, proiectelor și investițiilor în viața comunității se regăsesc astfel într-o creștere a calității vieții și într-un pas înainte pentru municipalitate, în atingerea obiectivului de a face din Roman orașul cel mai potrivit pentru a locui, pentru a pune bazele unei familii, a avea acces la educație de calitate și a trăi într-un mod plăcut și în siguranță. De asemenea, aș vrea să vă informez că în această perioadă, alături de a reda circuitului cultural local și regional Casa Ioachim, cea care adăpostește Biblioteca Municipală George Radu Melidon și despre care s-a vorbit și se va vorbi, de proiectul de reabilitare, modernizare și dezvoltare a Colegiului Național Roman Vodă, de o complexitate deosebită, despre lucrările de modernizare ale arteriei Roman-Est, investiție care s-a făcut practic pe teren viran, pe teren agricol, și în această perioadă s-au constatat și punctele care au cedat datorită traficului greu și a unor probleme la fundament, și în această primăvară, pe cheltuiala constructorului, se va reabilita și se va întinde covor nou acolo unde a cedat, fiindcă, așa cum spuneam, nu a fost un drum consacrat care a avut clădit în timp o fundație, ce efectiv s-a construit pe o suprafață, pe teren arabil, și de aceea constructorul poartă răspunderea și va rezolva această problemă în această primăvară după discuțiile pe care le-am purtat. Investițiile și lucrările publice ale anului 2016 pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii au vizat lucrări de întreținere pe un număr de 33 de străzi: Primăverii, Aprodu Arbore, Tinosului, Islazului, Bicaz, Matei Milo, Nordului, Moldovei, Victor Hugo, Alea Vasile Lupu, Smirodava, Bogdan Dragoș, Cea Rosete, Soldat Porojan, Roman Mușat, Mihai Eminescu, Alea Dumbrava Roșie, Scoar Bulevardul Republicii, Dumbrava Roșie, Siretului, Maramureș, Mihai Viteazu, Dobrogeanu Gherea, Viitorului, Gheorghe Doja, Martir Cloșca, Păcii, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, Panait Moșoiu, Miron Costin, Bulevardul Republicii, Petru Rareș. Valoarea acestor intervenții pe străzile modernizate a fost de aproape 5 milioane de lei. De asemenea, repararea străzilor Perișorului și Cornului, reparații de trotuare pe străzile Martir Cloșca, Vasile Lupu, 8 Martie, Roman Vodă și reparcații în parcarea Clubului Atletic, reparații parcare Spital-Psihiatrie, reparare trotuare și alei cu pavele în Bulevardul Republicii și alte zone din municipiul Roman. De asemenea, balastarea unor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, precum și a străzilor Otilia Cazimir, Gheve Morțun, Alexandru Iepole, Nicolae Bălcescu și Biruinței. A continuat programul de extindere a aleilor și parcărilor de reședință din municipiul Roman. De asemenea, în anul 2016 s-au finalizat lucrările la parcarea etajată din piața centrală și s-au achiziționat în vederea punerii în funcțiune sistemul de bariere de acces, semaforul care indică locuri libere, echipamentul de stingere a incendiilor, sistemul de supraveghere video compus din 5 camere. În cadrul complexului sportiv și de agrement Moldova s-a realizat recepția finală anul trecut, atât a zonei de picnic și agrement, inaugurându-se cele 3 noi obiective: pista de role, fântânile arteziene, zona pentru evenimente cu scenă, spațiu pentru public și cabină de proiecție. De asemenea, baza materială a rețelei școlare a municipiului a beneficiat de investiții importante în cursul anului 2016 și voi trece în revistă mai târziu aceste obiective. Referitor la activitatea Serviciului de Achiziții Publice, precizăm că în anul 2016 au fost derulate un număr de 6 proceduri de atribuire prin cerere de oferte în SEAP și un număr de 391 de proceduri de cumpărări directe de pe SEAP, derulate exclusiv prin mijloace electronice pe platformă. De asemenea, în anul 2016 a existat o singură procedură de achiziție publică contestată la CNSC, știind că cu ani în urmă aveam o densitate mult mai ridicată, una singur într-un an. De asemenea, în colaborare cu Biroul Juridic Contencios s-a asigurat fluxul de informații și documente în vederea soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și vă voi prezenta un scurt raport și cu privire la acest lucru. Sigur că s-au pregătit de asemenea proiecte, se lucrează și se continuă la ceea ce am început și este firesc așa. Lucrurile bune să fie continuate, altele noi să vină și să completeze. În mare, acesta a fost raportul anului 2016, un raport pe care îl veți găsi și pe site-ul primăriei, pentru că, așa cum vă spuneam, aici este o muncă pe care am condus-o și am dirijat-o, dar este munca tuturor colegilor mei care s-au implicat și care au dat dovadă de abnegație. Și când spun acest lucru, îl spun cu toată sinceritatea, pentru că așa a fost. Vom vorbi acum de o perioadă de timp pe care am să o încerc să o fac cât mai scurtă posibil, pentru că totuși vorbim de 9 ani de activitate administrativ publică locală și cei care au o memorie bună structurată pot să privească în oglinda retrovizoare și să vadă orașul de acum 9 ani și să privească pe acest traseu de-a lungul celor 9 ani ce s-a întâmplat. Și iată, în acest moment de bilanț putem să avem o retrospectivă concretă, coerentă și care să dovedească prin date ceea ce cu toții știm. Uneori memoria colectivă este mai scurtă. De aceea cred că pe scurt trebuie trecut în revistă ceea ce s-a întâmplat, povestea pe care am început-o acum 9 ani și pentru care primul capitol l-am încheiat în 31 decembrie 2016. Bineînțeles, vom scrie capitolul 2, din altă poziție, dar tot alături de Roman și de Romașcani. Așadar, voi vorbi despre această perioadă plină de provocări, frumoasă, aș putea să spun pentru mine și cred că pentru cei mai mulți dintre colegi, prin ceea ce s-a făcut, prin ceea ce s-a realizat. Mi-aduc aminte de toate trepidațiile, mi-aduc aminte de toate fierberile, de toate evenimentele din laboratoarele primăriei care au lucrat acerb la ceea ce s-a întâmplat. Și zic eu, dar dumneavoastră sunteți cei care trebuie să analizați, că n-a fost deloc puțin. Doresc să le mulțumesc romașcanilor pentru că mi-au încredințat pentru aproape 9 ani conducerea destinului urbei romașcane, confirmând că faptele, nu vorbele, sunt cele care pot schimba mai bine casa noastră, Romanul. Împreună am contribuit din anul 2008 la schimbarea la fața Romanului prin concretizarea unor proiecte cu impact major asupra comunității. În anii ce au trecut, colaborarea cu membrii Consiliului Local a fost constructivă și aș vrea pe această cale să mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Local cu care am lucrat în cei aproape 9 ani și cei care uneori mi-au creat probleme, nu neapărat mie, ci în activitatea desfășurată în primărie, pentru că m-au călit și știți, ceea ce nu te omoară te întărește. Și m-au determinat să-mi pun mintea la contribuție și să găsesc soluții pentru a depăși obstacolele care au apărut, uneori din invidie, alteori din demers politic, pe care până la un punct le-am putut înțelege. Iar de acolo mai departe am căutat să le depășesc și zic că am și reușit. Am devenit una dintre cele mai active comunități din România în ceea ce privește accesarea de fonduri externe, bugetului local, fondurile europene, guvernamentale sau regionale, pentru a redesena Romanul în modernitate, dar și pentru ca orice investiție realizată cu aceste fonduri să însemne locuri de muncă și bunăstare pentru cetățenii vechii cetăți mușatine. Încă de la preluarea primului mandat, m-am implicat activ în revigurarea municipiului, obiectiv central fiind așezarea acestei comunități pe locurile pe care le merită din punct de vedere istoric, geostrategic, economic, așadar în elita municipiilor din Moldova, fiind conectat permanent la nevoile imediate ale cetățenilor și la îndeplinirea angajamentelor asumate. Municipiul Roman constituie o mare intersecție de fluxuri de persoane, de capital, de mărfuri, de servicii. În cei 9 ani ca primar al Romanului am angajat municipiul într-un amplu proces de modernizare pentru a crește capacitatea de a ne dezvolta, atât ca și comunitate, dar și într-o manieră organizată și eficientă. Am considerat că nu este suficient doar să fim cetățeni ai Romanului, ci trebuie să fim și mândri că aparținem acestei comunități și poate cel mai important lucru, că trebuie să construim împreună o mare familie în casa noastră, Romanul. Acest obiectiv m-a inspirat, dar și susținut în eforturile de a ne îndeplini misiunea, viziunea și a ne consolida identitatea. Astfel, pentru a început, în anul 2009 municipiul a căpătat un statut, un steag, un imn și o stemă. Realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană între 2011 și 2013 a adus siguranță și modernizarea în viața a 10.000 de locuitori ai cetății lui Roman Mușat, fiind una dintre investițiile cele mai mari din municipiu după 1990. Dezvoltarea unui pilon social puternic a fost imperativă și s-a realizat prin materializarea 3 proiecte, supranumite și Casa Bunicilor, Casa Pâinii, Casa Copilului. Inaugurarea unității de producție a TRV România la Roman în 30 aprilie 2014 și mă bucur că ieri am primit vestea că se apropie de 2000 de angajați, 1948. Deci mă bucur și acum că atunci ce am spus, astăzi se probează și este adevărat. Și spun că a doua fabrică care se construiește și va fi gata până la finele anului 2017 va însemna angajarea a încă cel puțin 5-600 de cetățeni. Iată că am reușit să construim în Roman prima fabrică după 1990 de la zero. Unele s-au reclădit, altele s-au rebranduit, altele s-au desființat și pe ruinele sau pe locații lor s-au clădit altele. Aici de la zero s-a clădit o nouă fabrică și sunt mândru pentru acest lucru. Mențineți visele vii, acumulează-ți tot ce-ți cere credința și încrederea în tine, viziunea, munca, hotărârea și dedicația. Amintește-ți că orice lucru este posibil pentru cei care cred, spunea Gail Devers, atleta americană triplă campioană olimpică. Anul 2014 a însemnat materializarea unei idei, a cărei punere în practică a fost parcă o reeditare acestui dicton. A fost nevoie de 5 ani să construim centrala hidroenergetică Roman pe râul Moldova. Mulți au considerat-o a fi o promisiune de campanie sau o idee din domeniul ficțiunii, dar iată că astăzi noi romașcanii ne putem mândri că suntem prima administrație locală din România care are în proprietate o hidrocentrală, a doua mare investiție derulată în Roman după 1990. Romașcanii și locuitorii județelor vecine au apreciat la cote neașteptate redeschiderea strandului municipal, care în varianta modernizată și înglobată în complexul sportiv și de agreme Moldova a înregistrat aproape 60.000 de clienți, de aproape 2 ori mai mult față de publicul estimat prin indicatorul de performanță din proiect doar în primul sezon. Reabilitarea, modernizarea sau consolidarea unor clădiri simbol ale Romanului, Casa Ioachim, sediul Bibliotecii George Radu Meledon, Casa Hogaș, Palatul Sturza Cantacuzino, Corpul B al Colegiului Național Roman Vodă, Corpul A al Colegiului Național Roman Vodă, au contribuit semnificativ la păstrarea patrimoniului cultural și arhitectural al urbei mușatine. O altă premieră pentru municipiul Roman a constituit o clasare pe locul 1 dintre 109 municipalități evaluate din România în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției. Afirmarea pe plan regional, național și internațional a municipiului Roman a fost marcată în toți acești ani. Înțelegerea de cooperare încheiată cu reprezentanții orașului Suncheang din Coreea de Sud a devenit primul document care consemnează o relație internațională de colaborare a vreunei localități din Moldova, municipiul Roman încheind astfel un act de înfrățire cu o localitate din Orientul îndepărtat. Crucială pentru creșterea pe termen mediu și lung a municipiului Roman a fost realizarea unei strategii de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014-2020, care să definească prioritățile și investițiile necesare unei transformări profunde a secularei noastre cetăți. Cu sprijinul unui consultant de specialitate am creat un program de guvernare local pragmatic prin elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, instrument de bază pentru accesarea fondurilor europene, guvernamentale și regionale pentru această perioadă. Astăzi afirm cu încredere că Romanul este un oraș european, cu o identitate definită și apreciată, atât în țară cât și în străinătate, așa cum se va putea vedea și din cele ce urmează ca investiții și activități care au marcat viața marii noastre familii romașcane între 2008 și 2016. Capitolul 1. Relația primar-cetățeni. În centrul activității aparatului administrativ am pus mereu cetățeanul și interesele lui, creșterea confortului urban și asigurarea unei evoluții pozitive a comunității. Un prim pas în rezolvarea unei probleme am considerat mereu că este cunoașterea ei. Astfel am manifestat o deschidere totală față de toate mesajele venite dintre membrii comunității. Am avut peste 40 de dezbateri publice în toate cartierele municipiului pentru a informa asupra marilor proiecte de infrastructură, dar și pentru a-i afla problemele microcomunităților. Am continuat buna relaționare cu grupurile de consultanță create în acești ani de mandat, Consiliul Vârstnicilor, Sfatul Înțelepților și Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Roman, for consultativ constituit în anul 2016, care funcționează pe baza dialogului structurat. Încă de la preluarea primului mandat, o preocupare constantă a fost cea de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite cetățenilor, creșterea profesionalismului angajaților și dezvoltarea unui dialog permanent și constructiv cu cetățenii municipiului. Vă aduceți aminte, biroul unic, pe care l-am înființat chiar în primele luni de mandat ca primar și care s-a consolidat în toți acești ani pe postura de principală interfață a instituției în relațiile cu publicul. În fiecare an au fost înscrise în audiențe în medie 350 de persoane. Am discutat cu fiecare cetățean problemele sau sugestiile transmise. Fără toți ceilalți care au venit la discuții cu autoritatea publică locală în afara programului de audiență sau în întâlnirile și dezbaterile publice din teren. Certificarea ISO 9001 din partea Societății Române pentru Asigurarea Calității, SRAC, din 2/3/2010 și rectificarea din 31/3/2016 dovedesc că municipiul Roman are implementat și menține un sistem de management al calității, respectând declarația de politică și angajamentul asumat conform condițiilor de standard SREN ISO 9001/2008. Sistemul de control intern managerial SCIM este funcțional acum în primăria municipiului Roman și cuprinde totalitatea politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul instituției pentru atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace. De asemenea, primăria municipiului Roman, beneficiar al proiectului de consultanță politice anticorupție pentru cetățean într-o administrație responsabilă prin programul PACAR, proiect implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție și Asociația pentru Implementarea Democrației, a pus în practică măsurile interne de prevenire a corupției. Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Roman constituie unul dintre cele mai complexe servicii oferite de municipalitatea romașcană cetățenilor urbei mușatine și locuitorilor din cele 24 de comune arondate. Campania Atenție la identitate, intră în legalitate, inițiată în anul 2013 și continuată apoi în fiecare an, a avut scopul de a pune legalitate pe linie de evidență și stare civilă. S-a dezvoltat cooperarea cu asociațiile de proprietari, cu toate comunele membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, cu reprezentanții unităților de învățământ de roman, ai unităților bancare, cu mass media locală și județeană, cu mediul de afaceri. Cu ajutorul stației mobile s-a efectuat între 25 și 30 de deplasări în fiecare an, soluționându-se în medie peste 1600 de solicitări, asigurându-se astfel o strânsă colaborare între membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan. În septembrie 2012 s-a realizat instalarea și implementarea unui sistem electronic de dirijare și ordonare de tip bonuri de ordine. După Timișoara și Iași, Romanul a devenit de la 1 aprilie 2016 al treilea oraș din țară care a implementat un sistem informatic, serviciu de programare online în evidența populației, pe care cetățenii pot să se programeze online pentru eliberarea actelor de identitate de la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor. Accesul, știe toată lumea, se face de pe site-ul Primăriei Roman, de pe pagina principală www.primariaroman.ro, solicitanții având posibilitatea să aleagă ziua și ora programării. Pentru a avea o imagine cât mai fidelă în privința vieții de zi cu zi și a problemelor cu care se confruntă comunitatea locală, am asigurat prezența inspectorilor compartimentului Asociației de Proprietari la adunările generale a asociațiilor de proprietari, fiind acordat îndrumare pentru respectarea cadrului legal de desfășurare a acestora. S-au întocmit și înaintat conducerii primăriei rapoarte cu privire la problemele din zonele arondate pentru fiecare asociație de proprietari. Am asigurat sprijin și mediere în perioada 2014-2015 pentru 10 asociații de proprietari ca urmare a solicitării primite la Compania Județeană Apa Serv pentru oprirea apei, evitându-se astfel debranșarea de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a tuturor punctelor de consum din respectivele asociații din cauza debitelor restante. Administrația publică locală a desfășurat începând cu anul 2015 un proces de sondare a opiniei publice în vederea aprecierii serviciilor oferite administrația publică locală și a creșterii calității acestora. Metodele folosite au pus la dispoziția primăriei municipiului Roman informații semnificative cu privire la așteptări, nemulțumirile și propunerile cetățenilor față de serviciile publice. Chestionarul de evaluare a satisfacției cetățenilor este postat electronic pe site-ul instituției, accesat și completat online de către romașcani. Rolul chestionarului aplicat a fost acela de a identifica atât aspecte pozitive cât și cele care pot fi îmbunătățite, alături de propunerile punctuale ale cetățenilor. Astfel, 70% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți de serviciile primăriei municipiului Roman. Chestionarul s-a dovedit un instrument de sprijinire a procesului decizional în sensul modelării și adaptării soluțiilor la nevoile actuale ale societății. Municipiul Roman a obținut locul întâi la nivel național în ceea ce privește transparența instituțiilor publice în cadrul Conferinței Internaționale Inovație și Calitate în sectorul public, eveniment organizat la București în 2016, în octombrie, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, alături de Cancelarea Primului Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu susținerea Consiliului Europei, bucurându-se de prezența reprezentanților Guvernului României, ai Consiliului Europei, a administrației publice românești și internaționale din Franța, Bulgaria și Republica Moldova, dar și reprezentanței Comisiei Europene în România. Demersurile municipiului Roman pentru asigurarea transparenței administrative au fost evaluate și apreciate și de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic la începutul anului 2016, în martie, în urma analizei acestuia, Romanul ocupând din nou locul întâi pe țară între cele 109 municipalități evaluate în legătură cu situația respectării prevederilor legii 544/2001, aceea transparenței și informațiilor publice, și altor acte normative privind categoria informațiilor afișate din oficiu pe pagina de internet a primăriilor. Capitolul 2. Schimbarea la fața Romanului. Investițiile realizate în toți acești ani au depășit 60 de milioane de euro, fiind asigurate finanțări din fonduri europene, din surse guvernamentale și județene, iar resursele financiare proprii au fost cheltuite riguros printr-o bună selecție a proiectelor. În acești 9 ani s-au întreprins cele mai mari investiții publice după 1990, ceea ce sublinează o activitate intensă depusă de întreg aparatul tehnic al primăriei municipiului Roman, de Consiliul Local, de toți cei implicați în administrația publică locală și în favoarea dezvoltării Romanului. Adevărata schimbare la față în 2009, dacă vă mai aduceți aminte, a început odată cu derularea amplului proiect de reamenajare a spațiului verde din zona Bogdan Dragoș-Smirodava. Au fost ridicate din zonă zeci de tone de gunoi, moloz, animale moarte, elemente care, coroborate cu dezinsecția și dezinfecția realizată, au contribuit la creșterea gradului de siguranță sanitară a zonei. Au fost însămânțate peste 2,7 hectare cu gazon, plantați 430 de pomi de talie mică și ornamental, au fost montate 100 de cojuri stradale, peste 300 de bănci, dar și 45 de pergole din lemn. Una dintre cele mai ample lucrări realizate tot pe parcursul anului 2009 a fost reamenajarea zonei centrale a municipiului Roman, pe traseul actualului bulevard Roman-Mușat. Proiectul fiind realizat de 3 firme locale și constând în realizarea a 15.200 de metri pătrați de trotuar din pavele autoblocante, montarea 2.500 de metri liniari de borduri mari și a 5.550 de metri liniari de borduri mici. Carosabilul a fost lărgit cu aproximativ 2.600 de metri pătrați, realizându-se 289 de locuri de parcare, precum și o descongestionare a traficului prin funcționarea 2 benzi de circulație pe fiecare sens. Dacă ne aducem aminte, se circula în centru pe câte o bandă pe sens. Parcările erau în spic și era o zonă destul de aglomerată. Astăzi putem vorbi despre înlănțuirea celor 3 străzi într-una singură, în bulevardul Roman-Mușat, care este până la urmă coloana vertebrală a municipiului Roman și arată într-un fel în care face cinste unei urbe, așa cum este Romanul. Aspectul zonei a fost întregit în anul 2010 prin proiectul de modernizare a 11 parcuri, finanțat prin Programul Național al Fondului de Mediu, iar lucrările au constat în amenajarea 11 părculețe, atât din punct de vedere al spațiilor verzi, cât și al amenajărilor florale, al dotărilor urbane, cu bănci, iluminat ornamental, coșuri de gunoi, fântâne arteziene. O altă investiție importantă pe această temă a fost cea din 2011, legată de înființarea de parcuri noi în municipiul Roman, ce a vizat modernizarea și reabilitarea unor zone verzi din areale adiacente sau din apropierea străzilor Anton Pan, Bulevardul Republicii, Bulevardul Roman-Mușat, pe tronsonul Fostul Florilor. Lucrările au constat în eliminarea vegetației parazitare, regazonări, plantări de arbori, arbuși și flori, crearea de alei, montarea de bănci și coșuri de gunoi, precum și a unor elemente decorative. Proiectul a vizat o suprafață de aproximativ 4,5 hectare. Intrarea municipiului Roman dinspre Bacău și Piatra Neamț, suprapusă peste drumul european E85, cea mai importantă axă rutieră a Moldovei la intersecția străzilor Sucedava cu bulevardul Roman-Mușat, a cunoscut o amplă transformare de-a lungul anului 2010, devenind astfel un sens giratoriu, un punct de reper în estetica orașului, o adevărată poartă de intrare, Poarta Sud. Datele tehnice ale acestui obiectiv au constat în realizarea unui sistem rutier nou de 2300 de metri pătrați, trotuare noi din pavele de 2200 de metri pătrați, borduri mici montate 1000 de metri liniar, borduri mari montate 1700 de metri liniar, pavaje la insula centrală 325 de metri pătrați, amenajare spații verzi 2200 de metri pătrați, pavaj la complexul favorit aproape 2000 de metri pătrați. În anul 2010, una din cele mai importante investiții, remarcate de cetățenii din municipiul Roman, dar și cei din afară, a constat în refacerea lacului de agrement din parcul municipal. O investiție spectaculoasă, spun eu, care a născut aprecieri nu numai din partea romașcanilor, dar și din partea celor care ne-au vizitat orașul. Prin refacerea insulelor Brâncuși, cu elemente sculpturale specifice ce amintesc de marele artist, insula Planeta Verde, însuflețită de animale de talie mică și păsări, insula Cascadă, înnobilată cu o cascadă artificială și un punct de relaxare și observare a întregii zone, am adus parcului faima de odinioară. Casa Vânătorului, modernizată în anul 2009, este rezultatul unui parteneriat inițiat cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor Amatori din Roman și completează salba de obiective amenajate în parcul municipal. Noul sediu al Muzeului de Științe ale Naturii, finalizat în anul 2011 pe ruinile fostului teatru de vară din parcul municipal, a fost un proiect derulat în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț. Din anul 2009, un sediu generos pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și pentru Direcția Poliției Locale, demn de o localitate cu rang de municipiu, este găzduit de clădirea fostului Club Petrotub. Realizarea acesteia a presupus o serie de investiții importante, lucrări de consolidare, recompartimentare, schimbarea tâmplăriei la interior și exterior, înlocuirea instalațiilor și dotări specifice funcționalității celor două instituții. O altă carte de vizită a orașului a devenit sediul Biroului de Stare Civilă din municipiul Roman, Casa Căsătoriilor, așezământ al cărui prag este trecut nu numai de romașcani, ci și de invitațiilor din alte localități. De asemenea, anul 2010 a marcat inaugurarea Centrului de Primire Urgență al Spitalului Municipal de Urgență Roman, o investiție în modernitate, dar și în eficientizarea actului medical, compus din 15 cabinete medicale, 3 grupuri sanitare, camere de supraveghere, camere pentru centrală termică, o rampă nouă de acces pentru ambulanțe, dar și un sistem de alarmare împotriva incendiilor ce corespunde exigențelor unui obiectiv de acest tip. Centrul de Primire Urgențe a devenit un punct de reper pentru investițiile de acest gen de zonă. În perioada 2012-2016 au fost modernizate aproape toate secțiile spitalului. Secția de ATI, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie infantilă, dermatologie, obstetrică, ginecologie, medicină internă, neurologie, neonatologie, oftalmologie, oncologie, ortopedie, pediatrie, pneumologie și psihiatrie. Și sunt trecute și puteți găsi în raport pe ani, pe sume, toate aceste reabilitări, toate aceste reparații capitale care s-au făcut în spitalul municipal. Astăzi, dacă privim retrospectiv și ne aducem aminte de interiorul acestui spital gri, despre care se vorbea că asigură bulevarde pentru circulație, pentru gândaci, putem să spunem că avem un spital cu tendință europeană, un spital modernizat, nu numai ca și clădire, ci și ca aparatură, cu un aparat medical care de la perioadă la perioadă încearcă să se depășească și să facă lucruri cât mai bune pentru a proteja sănătatea noastră. În anul 2014 a fost modernizată și parcarea spitalului cu sistemul de control la acces. În luna decembrie 2016 s-a reușit achiziționarea și punerea în funcțiune a unui nou și performant aparat de radiologie, care a reușit după o întreagă epopee, dar ca de fiecare dată am depășit obstacolele pe care le-am avut puse. De unii nevoit, dar de cei mai mulți cu multă dăruire din partea lor. În Roman funcționează 6 centre de permanență, din care 2 în spațiile primăriei, pentru care primăria asigură și utilități, a asigurat și igienizare și reabilitare și, sigur, în continuare asigură și utilitățile și baza materială. Un alt proiect important l-a reprezentat valorificarea resurselor de energie regenerabilă la Spitalul Municipal de Urgență, la Sala Sporturilor și la Liceu cu Program Sportiv, programul de mediu Casa Verde, încheiat la 15 iunie 2011 în valoare de aproximativ 3 milioane de lei și a constată montarea de pompe de căldură apă-sol și panouri solare la toate cele 3 obiective pentru reducerea consistentă a cheltuielor cu utilitățile. Roma nu avea nevoie de un depozit pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, o investiție pe care am inaugurat-o la sfârșitul anului 2009 în apropierea adăpostului pentru câinii comunitari. Pentru soluționarea problemei traficului greu în municipiu, în special în zona cartierului Nicolae Bălcescu, în anul 2011 s-a încheiat modernizarea arteriei Roman-Est, etapele 1 și 2, urmau etapa 3 și 4. Restaurarea și consolidarea clădirii Casa Hogaș a fost realizată în 2011 în regie proprie. Aceasta a fost deschisă publicului romașcan pe 18 mai 2011 cu prilejul Zilei Internaționale a Muzeilor, cu sediu a 3 muzee, Muzeul Etnograf Roman Metropolitan, Muzeul Cultural Educațional Roman Vodă și Muzeul Economic Ecumenic al Spiritualității Romașcane. Tot în cursul anului 2011 s-a efectuat reabilitarea termică a blocurilor 25-32 din Bulevardul Roman Mușat, realizată în Roman pe Programul Național de Creștere a Eficienței Energetice a Clădirilor. Reabilitarea termică a celor două blocuri a constituit un exemplu pentru restul romașcanilor privind creșterea eficienței consumului energetic pentru locuințele multietajate din municipiu. În inima părinților, dar mai ales a copiilor pe care am întâlnit, am găsit fericirea de a descoperi noi locuri de joacă, moderne, în proximitatea locuinței. Prin revigorarea celor vechi sau înființarea altora noi, am acoperit orașul. Doar prin proiectul de înființare de parcuri noi în 2011 s-au realizat 3 spații noi de joacă pentru copii, diverse amenajate, iar din fonduri proprii, municipalitatea a amenajat încă 15 noi locuri de joacă. Mă bucur că la sfârșitul acestor mandate, în orașul nostru avem peste 45 de locuri de joacă noi și reabilitate. Sănătatea copiilor noștri se consolidează prin mișcare, prin sport, iar pentru elevii școlii Carol I din Roman, o sală de sport funcțională a reprezentat un punct solicitat intens de către cetățenii din zonă. Finalul anului 2010 a marcat finalizarea reabilitării și a sălii de sport de la școala Roman Mușat, din cartierul Favorit. O altă investiție a fost construirea și amenajarea piscinii publice în municipiul Roman pentru un program al Companiei Naționale de Investiții. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană PIDU, finalizat în anul 2013, reprezintă cea mai mare finanțare atrasă de administrația locală în exercițiul bugetar european 2007-2013 și una dintre cele mai complexe investiții desfășurate din municipalitate după 1990 în Roman. Lucrările au vizat modernizarea scoarului de lângă hotelul Roman, a modulelor 1 și 4 ale petonalului Ștefan cel Mare, a 30 de străzi din municipiul Roman, dar și redeschiderea centrului istoric Ștefan cel Mare. Așadar, în urma modernizării străzii Ștefan cel Mare s-au realizat proiecte, programe și studii incluse în Strategia Generală de Dezvoltare a municipiului Roman, accentul punându-se pe reabilitarea zonei istorice a străzii. Microhidrocentrala Peru Moldova, centrala hidroenergetică Roman, este a doua dintre cele mai mari investiții derulate în Roman după 1990. Lucrările încep în 2012 și s-au finalizat în 2014. Ea are un dublu rol. Cel principal, furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public și clădirilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Roman și cel secundar, crearea unui lac ce se va constitui în viitor într-o nouă bază de agrement. Reamintesc că cele două turbine ce echipează centrala hidroenergetică sunt printre cele mai noi și moderne dintre modelele care se produc pe plan mondial. Consolidarea blocului de locuințe din strada Nicolae Titulescu, fostă, numărul 3, actual Roman Mușat numărul 17, cunoscut romașcanilor și ca blocul cu bulină, a fost în mod cert cea mai nevoioasă lucrare realizată în municipiul Roman după 1990. Deosebit de dificil atât din punct de vedere tehnic, întrucât pe parcursul derulării ei au fost 3 soluții diferite pentru consolidare, cât și prin prisma marilor probleme organizatorice ce au necesitat schimbarea executantului și a subcontractanților acestuia. O altă investiție majoră a anului 2012 a constat în începerea renovării, consolidării și modernizării sediului Bibliotecii Municipale, clădirea aflată pe lista monumentelor istorice sub denumirea de Casa Ioachim, imobil care, în pofida prestanței arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu avansat de degradare. În anul 2012 s-au executat consolidări ale fundației, corpului principal, desfaceri la pereți, tavane și pardoseli, cămășuiri în corpul anexă. În 2013, consolidări ale fundațiilor la corpul principal, consolidarea integrală la turnul florentin, consolidări la fundațiile și pereții corpului anex, pardosele armate la corpul principal și la corpul anex, restaurarea tâmplăriei la corpul principal, instalație termică, instalație electrică, paratrăsnitul de la turnul florentin și canalizarea exterioară. Era o clădire care, conform tuturor neașteptărilor, nu era racordată la canalizare. În anul 2014, am demarat definitivarea consolidării corpului principal și a turnului, iar la corpul anexă s-au definitivat reparații la tencuieli. S-a executat șarpanta, acoperiș și amenajarea mansardei. De asemenea, în anul 2015 au fost parcurse principalele etape în reabilitarea și modernizarea acestui imobil cu valoare arhitectonică deosebită, iar în anul 2016 au fost finalizate lucrările de refacere a picturii și pardoselelor. Pe 26 mai 2016, în cadrul zilelor municipiului Roman, ca o încununare a amplelor lucrări de consolidare și renovare, Biblioteca Municipală George Radu Melidon din Roman a fost inaugurată. Cu acest prilej a avut loc și dezvelirea bustului profesorului și publicistului George Radu Melidon, întemeitorul primei biblioteci publice la Roman. În anul 2014 a fost început obiectivul parcare publică etajată la Piața Centrală, iar în luna mai anului 2016 această investiție a fost pusă la dispoziția publicului. Modernizarea petonalului Ștefan cel Mare, Tonsonul 3, a început tot în anul 2014, dar în cursul anului 2015 executantul a reușit să realizeze lucrări de doar 1 milion de lei, întârzind cu mult termenele asumate prin graficul de execuție. Am luat decizia rezilierii contractului de execuție, iar lucrările au fost reluate în anul 2016 după o nouă licitație pentru restul de executat. Anul 2015 a însemnat finalizarea lucrărilor la modernizarea strandului municipal. Lucrările au constat în realizarea mai multor obiective: clădirea filtru, acces, bazin pentru copii, bazin pentru începători, bazin care corespunde cerințelor olimpice, stația de tratare a apei, zona de picnic, locuri de joacă și fitness în aer liber, pistă pentru biciclete, parc de skateboard, loc pentru cinematograf sau teatru în aer liber. O preocupare constantă cei 9 ani de mandat a fost legată de extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canal în municipiu. În anul 2012, în zona care s-au efectuat lucrările din cadrul PIDU, s-au finanțat din bugetul local un alt proiect numit PIDU Complementar, reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, întrucât acest gen de reabilitări nu au fost eligibile din fonduri europene. În anul 2012, extinderea rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare a făcut și obiectul unui program multianual derulat în colaborare cu administrația Fondului de Mediu, care a achitat peste 75% din costuri. În anul 2012 s-au efectuat lucrări pentru 4.000 de metri de conductă de distribuție apă și peste 1.250 de metri de branșament pe străzile Mărului, Mihai Viteazu, Primăverii, Islazului. Pe parcursul anului 2013 s-au realizat lucrări pentru rețele de apă și pe străzile Ciocârliei, Ocniței, Lupeni, Pescarilor, Urzicii, Tâinosului, Cărămidăriei, Prundului, Salciei, Zebrei, Cornului, Morțun, Meșteșugarilor, Mierlei, Otilia Cazimir, Masblecker, cu o lungime de conducte de aproape 7.000 de metri. La finalizarea lucrărilor la data de 1 octombrie 2014 erau realizați 11.550 de metri liniari de rețea de apă potabilă și aproape 3.000 de metri liniari de rețea canalizare menajeră pe 32 de străzi de municipiul Roman. Pe 18 septembrie 2013 a fost semnat contractul de lucrări extinderea rețelelor de canalizare în Roman, ca parte componentă a proiectului major extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț. Pe baza contractului, în municipiul Roman s-au realizat extinderea rețelei de canalizare cu încă 15 km pe 34 de străzi. S-au construit 13 stații de pompare apă uzate și s-a făcut conectarea acestora la sistemul de monitorizare SCADA. În cursul anului 2013 au început și lucrările de execuție în cadrul proiectului cu fonduri europene, extinderea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate. 2015 este anul în care rețeaua de canalizare a fost extinsă pentru a deservi întregul oraș, cartierele Nicolae, Bălcescu și Petru Rareș beneficiind și ele de serviciu de canalizare a apei menajere. Urmează și avem proiect deja licitat și ne zbatem pentru atragerea de fonduri pentru rețeaua de canalizare a apei pluviale din cartierul Petru Rareș, pe care sperăm să-l demarăm în acest an și, de ce nu, cu ajutorul lui Dumnezeu poate să-l și finalizăm în acest an. La inițiativa mea, din cele 12 sectoare în care este împărțită rețeaua de distribuție a apei municipiul Roman, 10 sectoare pot fi deja izolate pentru a întrerupe furnizarea serviciului alimentare cu apă pe zone restrânse, astfel încât pentru intervențiile din aceste zone să nu mai fie necesară a fi oprită apa în tot municipiul în cazul unei avarii. Capitolul 3. Modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea parcărilor. Pentru administrația locală, preocupările vizând modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere s-au concretizat prin finalizarea unor proiecte finanțate din resurse proprii sau din fonduri atrase. În primele 200 de zile ale mandatului au fost preluate din mandatul anterior și continuate următoarele lucrări de modernizare: strada Dumitru Mărtinaș, strada Produ Arbore, strada Revoluției, fundătura Salciei, strada Narciselor, strada 13 septembrie, sistematizare verticală în zona Favorit, sistematizare verticală în zona Centru, semaforizarea intersecției cu Zavodă, Bulevardul Republicii. Dar am demarat și lucrări noi de modernizare pentru fundătura Păcii, strada Tudor Vladimirescu, strada Veronica Micle, strada Gloriei, strada Primăverii, iluminat și rețea de energie electrică, bulevardul Nicolae Bălcescu, rețea de energie electrică, strada Viitorului Canalizare, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Păcii, strada Cucutei și au fost contractate spre începere lucrări pe Vasile Lupu și Ionanu. 2009 a însemnat pentru Roman un set de inaugurări de noi tronsoane interne modernizate. Modernizarea străzii Ionanu prin refacerea completă a sistemului rutier, modernizarea trotuarului și a rețelei de apă integral, precum și a canalizării aflate într-un stadiu avansat de degradare. Reabilitarea unor tronsoane importante din străzile Martir Cloșca, Păcii și Alba Iulia, investiții realizate din fonduri europene pentru un program atras pentru populația de etnie romă, lucrările vizând suprafață stradală, trotuare, precum și rețele de apă și canalizare în această zonă. De asemenea, în cadrul acestui proiect au fost pregătite profesional și 30 de persoane de etnie romă în domeniul construcției drumurilor. Modernizarea străzii Ecaterina Teodoroiu, prin refacerea părții carosabile și superlărgirea cu un fir prin crearea unor noi locuri de parcare, refacerea trotuarului, reabilitarea pe o distanță de 300 de metri a rețelei de apă și a branșamentelor aferente, precum și a canalizării pe o distanță de 100 de metri. Modernizarea străzii Tudor Vladimirescu pe sectorul cuprins între străzile Mihai Viteazu și Ion Creangă. S-a refăcut carosabilul și trotuarele, s-a înlocuit rețeaua de apă și s-au refăcut branșamentele, s-au înlocuit rețeaua de canalizare și s-au refăcut toate racordurile. Modernizarea străzii Vasile Lupu pe segmentul cuprins între străzile Bogdan Drago și Griviței, prin refacerea completă a sistemului rutier, fundația și suprastructura, dar și realizarea de trotuare noi. Modernizarea străzii Veronica Micle, prin înlocuirea suprastructurii drumului pe o suprafață de aproape 2000 de metri pătrați și asfaltarea trotuarelor și refacerea rețelei de apă potabilă, dar și a tuturor branșamentelor de apă la blocurile și obiectivele din zonă. Strada Cucutei, pe sectorul cuprins între strada Progresului și Cimitir, concretizat în extinderea rețelei de apă, extinderea rețelei de canalizare, branșamente și canalizare la toate locuințele din zonă, realizarea trotuarelor și realizarea suprastructurii drumului pe o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați. Modernizarea străzii Revoluției, prin refacerea completă a sistemului rutier, asfaltarea trotuarelor și reabilitarea rețelor de apă și canal. Modernizarea străzii Păcii, s-au asfaltat carosabilul, părțile adiacente și trotuarele. Totodată s-au reabilitat conducta de canalizare și racordurile la gură de scurgere pentru apele pluviale. Strada Gloriei, asfaltarea carosabilului, a parcărilor adiacente, a trotuarelor și a refacerii rețelei de apă și a tuturor branșamentelor din zonă. Modernizarea Fundăturii Păcii, prin refacerea carosabilului, a parcării adiacente și a trotuarelor, precum și a canalizării și a branșamentelor din zonă. Lucrările la canalizare de pe strada Viitorului a vizat crearea unei rețele de canalizare în zonă, atât pe strada Viitorului, pe strada Colectorului și zona Bazar, conductă de refulare în ovoidul din strada Bogdan Dragu și o stație de pompare prevăzută cu 2 pompe. Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman Pimpidu a cuprins în această perioadă lucrări de modernizare pentru străzile Sucedava, Alexandru cel Bun, Traian, Vasile Lupu, Griviței, Vasile Alexandrii, Panainte Donici, Decebal, Stejar, Trandafirilor, Bucegi, Cuzavodă, Libertății, Unirii, Fundătura Dr. Felix, Mihail Cogălnicianu, Costache Negri, Oitus, Fundătura Duzilor, Dobrogeanu Gherea, Elena Doamna, Smârdan, Dumbrava Roșie, 1 Mai, Petru Aron, Ion Ionescu de la Brad, Bradului, Ștefan cel Mare, Principatele Unite, Vlad Țepeș, Pietonalul Ștefan cel Mare, zona istorică Ștefan cel Mare, fiind cel mai mare proiect de modernizare a infrastructurii romașcane. Lucrările de sistematizare verticală a zonei ANL 2 Alee Vasile Lupu au constat în realizarea unei suprafețe carosabile, amenajare de trotuare, realizare de parcări și a unui sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale. În 2012 s-au finalizat lucrările de modernizare ale sistemului rutier pe strada Progresului, care a constat în executarea de rețele edilitare, canal colector, ape menajere și pluviale, conductă de apă și sistem de rutier nou. Tot în anul 2012 s-au finalizat lucrările de pe strada Ieremia Grigorescu, cu o valoare decontată de aproape 1,5 milioane lei, cu un sistem rutier nou, cu o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați, trotuare, spațiu verde, conductă pentru alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială. Reabilitarea străzii Viitorului a constat în înlocuirea aproape 1500 metri liniari de bordură și reabilitarea aproape 4000 de metri pătrați de carosabil și aproape 1300 de metri pătrați de trotuare. Obiectivul modernizarea artera Roman-Est a demarat în anul 2013 și a costat în total aproximativ 6 milioane de lei, din care cea mai mare parte au fost fonduri atrase de la Ministerul Dezvoltării Regionale. În luna mai a anului 2016 aceasta a fost finalizată și dată în folosință traficului rutier, aflată în acest moment în coordonare, în monitorizare și a vedea punctele care sunt în acest moment deficitare. Iar în această primăvară toate aceste puncte să fie reabilitate, rezolvate pe cheltuiala, așa cum spuneam, a constructorului, dar nu prin plombare, ci prin covor întreg asfaltic. Investiția va fi întregită în cursul anului 2017 prin realizarea unui sens de girație la intersecția dintre strada Plopilor și DN2, așa cum am numit acest punct Poarta Nord, ceea ce va ușura accesul înspre și dinspre artera Romanesc. În pregătirea realizării acestui sens de girație s-au realizat deja în 2016 lucrări de foraj orizontal pentru reamplasarea rețelei existente în intersecția DN2 strada Plopilor. Mi-am asumat și acest obiectiv al duce la capăt, astfel încât am reușit să obțin finalizarea documentației tehnice a licitației, dar și a obținerii de fonduri pentru el. De asemenea, la începutul acestui an am reușit într-un discurs, într-un parteneriat și într-o bună colaborare cu conducerea centrală a societății Dedeman, o sponsorizare pentru construirea și unui monument în centru acestui obiectiv. Și probabil în ședința din 28 februarie veți aproba un act de sponsorizare pe care în ultima respirație de primar am reușit să o aduc municipiului Roman, pentru că celelalte se vor face din cealaltă calitate. Dar aceasta a fost tranșată la sfârșitul anului 2016 și, bineînțeles, hotărâtă și pusă în practică la începutul anului 2017. Și mă bucur că am reușit să creez premizile finalizării și acestui obiectiv pe care mi l-am asumat. În anul 2013 au început și reparațiile capitale și de modernizarea bulevardului Nicolae Bălcescu, artera Roman Vest. În anul 2015 s-au finalizat reparațiile capitale și modernizarea bulevardului Nicolae Bălcescu, ceea ce a însemnat reabilitarea și lărgirea la 9 metri a sistemului rutier pe cei 2,75 km ai traseului și refacerea trotuarelor, a rețelelor de apă și canalizare menajeră și pluvială de pe artera Roman Vest. Modernizarea străzii Tirului a fost realizată în anul 2014. A vizat modernizarea carosabilului, a trotuarelor, a parcărilor, alimentare cu apă și sistem de canalizare în această zonă. În anul 2015 s-au încheiat lucrările pentru modernizarea străzii Tineretului, fluidizându-se în mare măsură traficul greoi de pe această stradă, datora prezenței unui număr ridicat de obiective publice. Reabilitarea sistemului rutier existent, îmbrăcarea cu dale de beton a trotuarelor și extinderea parcărilor adiacente străzii, înființarea peste 130 de noi locuri de parcare. În anul 2016 au fost executate lucrări de întreținere pentru un număr de 33 de străzi: Primăverii, Aprodu Arborei, Tirosului, Islazului, Bicaz, Matei Milo, Nordului, Moldovei, Victor Hugo, Alea Vasile Lupu, Smirodava, Bogdan Dragoș, Cea Rosete, Soldat Porojan, Roman Mușat, Mihai Eminescu, Alea Dumbrava Roșie, Scuar Bulevardul Republicii, Dumbrava Roșie, Siretului, Maramureș, Mihai Viteazu, Dobrogeanu Gherea, Viitorului, Gheorghe Doja, Martir Cloșca, Păcii, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, segmentul 2, Panaint Moșoiu, Miron Costin, Bulevardul Republicii Petru Rareș. Valoarea acestei investiții fiind de aproape 5 milioane de lei. Problema spațiilor de parcare din municipiul Roman știți și a fost ridicată mereu în ședințele de Consiliu Local din celelalte mandate, a fost una dintre cele mai prezente deficiențe remarcate și de cetățeni în sesizările trimise către autoritatea publică locală. Amintim că în urma derulării proiectului pentru reamenajarea zonei Bogdan Dragoș Smirodava, prin înființarea unei din cele mai mari parcări din municipiul la intersecția străzii Smirodava și Vasile Conta, a totalizat aproape 180 de noi locuri de parcare. De asemenea, în urma modernizării bulevardul Roman Mușat, carosabilul a fost lărgit cu aproximativ 2750 de metri pătrați, realizându-se 289 de locuri de parcare. Anul 2010 a marcat pentru municipiul Roman construirea, refacerea și compartimentarea a 939 de locuri de parcare, acestea făcând obiectul unor proceduri de licitație pentru închirierea către cetățeni. S-au executat 7 parcări, 7 locații, cu peste 200 de locuri de parcare pe străzile Smirodava, Dobrogeanu, Gherea, Cea Rosete și Panainte Donici și s-au încheiat un număr de 697 de contracte de închirieri loc de parcare. În cursul anului 2011 a fost deschis un ghișeu cu activitate zilnică privind parcările de reședință pentru a înlesni procedura de lucru cu romașcanii și a economisi timpul solicitanților În 2016 a fost continuat programul de extindere a aleilor și parcărilor de reședință municipiul Roman, executându-se în acest sens lucrări în zonele Anton Pan, Alea Revoluției și Liliacului, Tudor Vladimirescu, Dobrogeanu Gherea și Bogdan Dragoș. La sfârșitul anului 2016, numărul total de parcări de reședință amenajate pe raza municipiului Roman, ca și locații, a ajuns la 155, totalizând 3277 de locuri de parcare care au fost configurate în acești ani, din care 2675 de locuri de parcare sunt închiriate prin contracte. În ceea ce privește administrarea parcărilor publice, pe raza municipiului Roman sunt amenajate 386 de locuri de parcare cu plată, pentru care sunt montate 21 de parcometre. De asemenea, sunt circa 300 de locuri de parcare gratuite care au fost construite prin program european și care nu au putut fi închiriate datorită normelor din aceste proiecte. Așadar, putem vorbi de aproape 4.000 de locuri noi de parcare în municipiul Roman în acești 9 ani de mandat. În anul 2016, încasările totale în cazul parcărilor publice a fost de peste 2 miliarde de lei. Capitolul 4. Soluții eficiente pentru problematica socială. Problema locuințelor pentru tineri sau cele sociale a fost unul dintre cele mai presante pentru administrația publică locală. Menționăm că în Aleea Vasile Lupu în acești ani a luat naștere cel mai tânăr cartier al Romanului. Am reușit în anul 2009 repartizarea către tineri a unui număr de 40 de apartamente și 60 de garsoniere, realizate prin fonduri ANL, construcția lor fiind demarată în anul 2008. Aceasta constituie cea mai mare repartizare de locuințe către tineri romașcani după la anul 1989. În 2009 am început construirea a încă 2 blocuri de locuințe sociale în Alea Revoluției, destinate celor evacuați din case naționalizate, compuse din 2 scări a câte 20 de apartamente. 40 de familii romașcane s-au mutat în casă nouă în decembrie 2012. Anul 2010 a marcat deschiderea a încă 60 de locuințe în regim ANL în Alea Vasile Lupu. În martie 2012 am repartizat tinerilor și aceste locuințe. Spațiul locativ limitat, aflat în administrarea comunității, a impus găsirea de noi soluții. În scopul acestei descongestionări am obținut în plus, un plus de locuințe sociale prin reabilitarea parterului imobilului aflat în strada Anton Pan, numărul 28, a fostul sediu al EOFM. Dincolo de implicarea financiară în această locație, trebuie să remarcăm eforturile depuse în transferarea spațiului în administrarea primăriei municipiului Roman de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. La unul din căminile grupului școlar Vasile Sav am asigurat amenajări, compartimentări și am obținut un plus de 16 locuințe pentru persoanele aflate în situații de risc social, repartizate în primăvara anului 2009. Tot în anul 2010, de această dată, am reușit reamenajarea camerelor de cămin aparținând Colegiului Tehnic Miron Costin din strada Anton Pan și alte 25 de locuințe sociale au fost repartizate persoanelor aflate în situații de risc social. Țelul reabilitării infrastructurii sociale s-a concretizat treptat într-o serie de proiecte sociale prioritare pentru primăria municipiului Roman. Casa Vârstnicului s-a numărat printre primele investiții menite să vină în întâmpinarea dorinței romașcanilor de vârsta a 3-a de a avea un loc pentru interacțiune zilnică și relaxare. Casa Speranței, adăpostul de noapte, este un alt proiect venit în sprijinul romașcanilor cu situație precară, fără domiciliu și care au nevoie de un acoperiș deasupra capului. Pentru eliminarea unor fenomene nedorite, primăria municipiului Roman a realizat proiectul Centru de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc în municipiul Roman, Casa Copilului, prin care a urmărit funcționarea unui centru de îngrijiri de zi multifuncțional, a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, dar și dezvoltarea de activități de consiliere, sprijinire și educare pentru părinți. Identificarea altor necesități stringente pentru cetățenii de vârsta a 3-a a determinat asigurarea găzduirii pentru perioadă nedeterminată și asigurarea hranei, acordarea de asistență medicală pentru bătrâni simultan cu consiliere psihologică și organizare de activități de petrecere a timpului liber, precum și asigurarea condițiilor de socializare, concretizată în proiectul Reabilitare și Modernizarea, extinderea clădirii destinată căminului pentru bătrânii municipiul Roman, Casa Bunicilor, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013. 40 de persoane în vârstă au asigurat cazarea, masa și alte servicii de asistență socială, iar acestea au fost selectate din rândul celor care aparțin diferitelor categorii defavorizate. pentru a îmbunătăți calitatea infrastructurii pentru servicii sociale. În municipiul Roman, având ca obiectiv creșterea calității vieții persoane, s-a controlat și proiectul reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii destinată serviciilor sociale în municipiul Roman, Casa Pâinii. Vă aduceți aminte de clădirea fostului cinema Victoria din poarta Spitalului Vechi, o clădire aflată în pericol de prăbușire, o clădire care avea nevoie stringentă de consolidare în primul rând și apoi de modernizare. Prin programul operațional regional pe axa prioritară îmbunătățirea infrastructurii sociale, s-a asigurat atingerea obiectivelor specifice, reabilitarea și modernizarea unei clădiri cu destinații de centru social, oferirea 2 mese calde pe zi pentru un număr de circa 300 de persoane, având asigurate 100 de locuri la mese, deci în 3 serii, înființarea unui centru social multifuncțional cu o gamă variată de servicii, activități de consiliere pentru rezolvarea unor probleme diferite specifice cu care se confruntă populația defavorizată. Bineînțeles, scopul urmărit, asigurarea hranei și a îngrijirii persoanelor defavorizate. Romașcanilor aflați în dificultate din punct de vedere social s-a asigurat la nivelul administrației publice locale pârghile necesare pentru ca aceștia să beneficieze de ajutorul oferit de legislația locală. Cu titlul de exemplu, amintim măsurile. Conform hotărârii Consiliul Local 47/14/5/2013 pentru Direcția de Asistență, prin Direcția de Asistență Socială s-au asigurat distribuirea de etichete sociale către 6.750 de beneficiari pentru achiziționarea de alimente de bază, iar alți 5.225 de romașcani au primit ajutoare alimentare din stocurile de intervenție comunitară cu un efort major a aparatului din cadrul Direcției de Asistență Socială. În anul 2014, prin Direcția de Asistență Socială, conform hotărârii Consiliul Local numărul 17/14/3/2014, s-au distribuit trimestrial tichete sociale la 3.300 de romașcani. Prin activitatea desfășurată de Direcția de Asistență Socială în condițiile legii în anul 2015, s-au distribuit în baza hotărârii Consiliul Local numărul 32/2015 etichete sociale către aproape 2.900 de persoane și s-au distribuit 12.518 pachete cu ajutoare comunitare către 4.300 de persoane conform hotărârii de Guvern 799/2014 privind implementarea programului operațional ajutarea persoanelor defavorizate prin 2014, fiind o mare provocare pentru angajații Direcției de Asistență Socială care s-au comportat exemplar și au reușit să ducă la bun sfârșit această activitate. În anul 2016, ca urmare a hotărârii de Consiliul Local 32/2015, s-au distribuit tichete sociale la aproape 2.500 de persoane pentru achiziționarea de alimente de bază și 9.000 de pachete cu ajutoare comunitare către 4.500 de persoane, conform hotărârii de Guvern 799. De asemenea, Direcția Impozite și Taxe Locale a primit cereri de reducere a impozitelor cu 50% pentru locuință și terenul aferent, toate rezolvându-se favorabil. În perioada 2008-2016 au beneficiat de reducere 3.289 de solicitanți, valoarea totală a scutirilor fiind de aproape 2.500.000 lei. De la 1 iulie 2010, Biblioteca George Radu Melidon are în colecțiile ei cărți în format special, destinate persoanelor cu deficiență de vedere. Este vorba despre o donație în cadrul proiectului național Acces nediscriminativ la educație și cultură pentru persoanele cu deficiență de vedere, finanțat de guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei, prin mecanismul financiar al spațiului economic european. Donația a constat în 2 aparate de citire și 40 cărți Daisy. Grație Fundației Bill și Melinda Gates, împreună cu IREX România și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Biblioteca Roman a beneficiat și de un amplu program de informatizare Biblionet. În 2009, prima etapă, 2012, a doua etapă. Instituția devenind un centru informațional complex, furnizor de servicii moderne, o resursă fundamentală pentru comunitate. În anul 2012, aici a fost derulat proiectul Te iubește mama, proiect ce a avut menirea de a ajuta pe elevii români să comunice cu părinții lor aflați la muncă peste hotare. Trist, dar în același timp și o inițiativă de lăudat. În anul 2013, prin Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, s-a încheiat un protocol de colaborare cu grupul local de lucru, înființat prin hotărârea Consiliului Local 106 din 2012, privind facilitarea accesului cetățenilor de etnie romă la întocmirea actelor de identitate și actelor de stare civilă. Prin cooperarea cu grupul local de lucru roman, s-au derulat o serie de acțiuni menite să sprijine cetățenii de etnie romă să intre în legalitate cu documentele de identitate sau cele de stare civilă. Având în vedere planul local de măsuri pentru implementarea strategiei Guvernului României de incluziunea cetățenilor români privind minorității rome, pentru perioada 2015-2020 s-a încheiat protocolul de colaborare din 1 septembrie 2016 între Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Roman și Asociația Romii Romașcani în vederea identificării cetățenilor de etnie romă care nu au acte de identitate. Biroul Evidența Persoanei a mediat și pus în legalitate 355 de persoane aparținând acestei etnii, fie în urma prezentării la ghișeu, fie în urma acțiunilor desfășurate în teren cu stația mobilă sau în urma acțiunilor desfășurate împreună cu reprezentantul Asociației Romașcani, desfășurat o activitate deloc comodă, deloc ușoară, pentru care de asemenea îi felicităm. Capitolul 5. Modernizarea piețelor din municipiu. Încă de la începutul primului mandat am căutat să respectăm una dintre dorințele manifestate de romașcani și anume aceea de a veni cât mai aproape de cetățeni cu puncte de desfacere a produselor agricole, prin înființarea de micropiețe în fiecare din cartierele importante, dar să reabilităm cât mai mult din cele existente. Am realizat în piața Smirodava construirea unui spațiu acoperit pentru desfacerea fructelor și legumelor în anul 2009. Tot în același an am reabilitat în piața Smirodava clădirea de birouri și toaletele. Investițiile din zonă au continuat în 2010 prin deschiderea unui nou spațiu conform cerințelor sanitare pentru desfacerea produselor lactate, dar și cu refacerea trotuarelor și aleilor din zonă. Un nou obiectiv solicitat de locuitorii din zonă, piața Danubiana s-a alăturat celor amenajate în cartierele Mihai Viteazu și Anton Pan. Cu toate că cetățenii și-au dorit acest lucru, cu toate că am răspuns solicitărilor lor, nu toate și-au dovedit eficiența. Cel din zona Anton Pan s-a dovedit într-adevăr justificat, cel din zona Danubiana mai puțin. De altfel, acolo am și transformat zona într-o agora, într-un loc de întâlnire, de dezbatere, de liniște, acoperit cu băncuțe într-o zonă de spațiu verde. Astfel ne-am adaptat imediat și, așa cum spuneam, chiar dacă cetățenii și-au dorit foarte mult, nu toate s-au dovedit și eficiente, cerând astfel în timp transformări. Anul 2010 a adus și o concentrare a investițiilor de modernizare în piața centrală, prin închideri cu tâmplărie din PVC și uși tip rulou, schimbarea sistemului de iluminat, vopsirea tâmplăriei metalice, alinierea meselor și reparația acestora, confecționarea a două copertine, modernizarea sectorului de chioșcuri prin pavarea cu grese, dar și reabilitarea în zona producătorilor și a copertinei. Tot în acești ani a fost amenajat sectorul pentru vânzarea răsadurilor din spatele halei centrale și s-a extins sectorul de flori din zona piața centrală. S-a executat lucrări de întreținere și reparații la toate obiectivele aflate în administrarea acestui serviciu. Bazar, hală centrală, hotelul pieței, lacul din parc, micropiețe. În anul 2011, piața centrală a trecut prin modificări importante cu scopul de a oferi un mediu mai plăcut pentru tranzacțiile tradiționale cu alimente, fructe, lactate și carne. Pe parcursul acestor ani, în piața centrală au fost asfaltate aleile principale, iar pentru protejarea de intemperii, atât a comercianților cât și a cumpărătorilor, s-a construit un pasaj de trecere din structură metalică și acoperiș din policarbonat și tablă cutată. Au fost efectuate reparații în sectorul din spatele halei centrale, s-au efectuat refinisări la clădirea administrativă, punând în valoare frumusețea acestei clădiri, monument de arhitectură, dar și a hotelului Peții, care a fost dotat cu mobilier și alte obiecte de inventar necesare funcționalității. Cu finanțare din bugetul Direcției Administrației Peții, Bazarului și Oborului s-a realizat și proiectul parcării etajate de la piața centrală, care din mai 2016 oferă publicului 50 de locuri de parcare de 2 ori mai multe decât parcarea veche. Parcarea constituie o construcție modernă, pe structură metalică, care a rezolvat problema locurilor de parcare pentru piața centrală, dar și pentru protejarea mașinilor cetățenilor din zonă, care între orele 16 și 8 dimineață își pot parca gratuit autoturismele. În bazarul municipal s-au efectuat anual lucrări de reparații pentru buna desfășurare în bune condiții a bâlciului anual. S-au amenajat două alei pentru comercianți, una betonată și una cu covor asfaltic și o cabină de dușuri pentru cei care desfășoară activitatea în bâlciul anual. Au fost discuții din partea unora și a altora cât s-au cheltuit în ani pentru susținerea acestor obiective piețe din Roman și dacă nu ar fi meritat construirea unei piețe deodată și înlocuirea celei vechi. Vreau să vă informez că Primăria Municipiului Roman, prin bugetul său, niciodată nu și-ar fi permis acest lucru, vorbind de foarte multe milioane de euro. Așa încât am reușit să ierarhizăm obiectivele din Roman și le puteți vedea, iar necesitatea și oportunitatea știți că este dreptul conducerii autorității publice locale, care nici măcar nu poate fi judecat. În al doilea rând, ce este constituit pe bază de hotărâri de Consiliul Local și considerat tabu. În al doilea rând, sigur că trebuia păstrat un standard de la etapă la etapă. Nu poți considera că atunci când ai un copil și când ajunge la 25 de ani, termină școala, se căsătorește, să spui: dacă n-aș fi cheltuit de când l-am născut până la cei 25 de ani să-i cumpăr haine și mâncare, aș fi putut când împlinea cei 25 de ani să-i cumpăr casă, să-i căsătoresc și mașină. Nu se poate gândi în termenii ăștia, pentru că copilul trebuia să trăiască, să poată să ajungă la cei 25 de ani. Așa și aici toate lucrările de reabilitare și modernizare au condus la asigurarea unor obiective importante și vreau să-i felicit pe cei de la Direcția Pieței pentru implicare și pentru realizarea unui obiectiv pe care alții nici nu-l gândeau în vise, să realizeze o parcare etajată în municipiul Roman. Deci sunt lucrări care s-au realizat, dar atunci când privești din tribune, ești mult mai priceput în a lovi mingea decât atunci când ești jucător în teren. Deși realitatea infirmă. Capitolul 6. Romanul, un oraș sigur. Activitatea poliției locale a fost relansată de la începutul primului mandat pentru o coordonare mult mai atentă și eficientă, cu scopul de a crește gradul de asigurare al cetățenilor, dar și protejarea investițiilor făcute. La începutul anului 2008, Serviciul Public de Poliție Comunitară din cadrul primăriei municipiului Roman își desfășura activitatea cu un efectiv de 33 de agenți, pentru ca în anul 2009 să devină direcție, în a cărei structură intrau 3 servicii: servicii de ordine publică, serviciul de instruire și pază obiective, serviciul circulație și compartiment tehnico-administrativ, cu un număr total de 84 de angajați. În anul 2011, conform legii 155/2010, Direcția de Poliție Comunitară se reorganizează și se transformă în Direcția de Poliție Locală, având în structura sa serviciul de ordine și liniște publică și paza a bunurilor și 6 compartimente, compartimentul circulație, drumuri publice, compartiment protecția mediului, compartiment activitate comercială, compartiment cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor, compartiment disciplină în construcții și afișaj stradal, compartiment dispecerat monitorizare. Asta pentru a se ști și diversitatea activităților pe care le desfășoară poliția locală, nu doar rolul acela de a monitoriza în stradă și a urmări contravențiile și infracțiunile din punct de vedere a asigurării ordinii publice, ci și pe multiple alte planuri, după cum vedeți prin denumirea acestor compartimente, care induc și activitățile pe care le desfășoară poliția locală. Angajații poliției locale au participat în perioada 2008-2016 la 30.410 misiuni planificate de asigurarea ordinii și liniștii publice. Împreună cu poliția municipiului Roman au fost organizate aproape 5.000 de misiuni prin patrule mixte pentru combaterea cerșetoriei, a furturilor din auto și din buzunare în zonele aglomerate, piețe, obor, bazar, magazine, cât și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. La dispeceratul poliției locale s-au primit 25.000 de sesizări, din care 1.875 scrise, 8.550 verbale, 13.900 telefonice. Polițiștii locali au aplicat 18.852 de avertismente verbale în primă fază, 16.639 din avertismente scrise în a doua fază și, atunci când nu s-a mai putut, 16.035 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3,5 miliarde lei. 33 de miliarde lei, scuzați-mă. Au fost găsiți sancționați contravențional 3.644 de cerșetori prinși și predați poliției municipale și 227 de infractori de către poliția locală. Primăria municipiului Roman a implementat un proiect finanțat din surse proprii de supraveghere video, concentrat pe punctele aglomerate cu grad de risc ridicat. Sistemul inițial a fost inaugurat în luna august anului 2009, a asigurat monitorizarea 20 de puncte fierbinți cu potențial infracțional din municipiu. Prin implementarea în anul 2011 a programului Creșterea Siguranței și Prevenirea Criminalității în municipiul Roman, partea planului integrat de dezvoltare urbană, s-au amplasat încă 20 de camere de luat vederi. S-au montat echipamente de stocare a datelor, s-au instruit polițiștii locali pentru gestionarea acestuia. Sistemul de supraveghere a redus semnificativ numărul de fapte antisociale și a crescut siguranța locuitorilor din municipiul Roman, a persoanelor aflate în tranzit și a asigurat creșterea securității pentru agenții economici. Pentru reducerea costurilor de funcționare a sistemului de monitorizare video gestionat de poliția locală, în anul 2011 s-a trecut la montarea a 3 km de fibră optică prin rețeaua subterană, care a început să constituie rețeaua intranet municipală. Iar în prima jumătate a anului 2012 am finalizat rețeaua intranet cu încă 6 km de fibră optică. Conform revistei Info Municipium din septembrie 2011, Romanul se află în primele 5 orașe din țară într-un clasament al sistemelor urbane de supraveghere video, ce ridică nivelul de siguranță al cetățenilor. În prezent, sistemul urban de monitorizare al video al municipiului Roman cuprinde 50 de camere. Dispeceratul monitorizare video a semnalat 10.165 de încălcări a legislației și a răspuns la 1.160 de solicitări din partea organelor judiciare privind înregistrări din sistemul integrat de monitorizare video. Pentru a preîntâmpina extinderea flagelului reprezentat de consumul de etnobotanice în rândul tineretului romașcan, la inițiativa mea și cu sprijinul Consiliului Local, mână în mână cu poliția locală, am adoptat la sfârșitul anului 2010 hotărârea 160/2010 privind reglementarea condițiilor de punere pe piața unor plante, produse și substanțe asimilate plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului Roman, reușim pentru o atentă monitorizare eliminarea traficului de acest gen în localitatea noastră, Romanul fiind primul oraș liber de etnobotanice din Moldova. Mulțumesc pe această cale aparatului din Direcția Poliției Locale, care a desfășurat împreună cu mine o activitate grea, laborioasă, dar și periculoasă. Mai mult de atât nu putem spune, dar știm împreună ce fel de mesaje am primit în acea perioadă din diferite zone ale țării. În urma sesizărilor semnalate de romașcani cu privire la depozitarea deșeurilor de origine animală, la SC Protanesa Roman, împreună cu Poliția Locală, care a monitorizat activitatea acestei firme, cu privire la predarea spre neutralizarea deșeurilor, cantitatea totală predată până la sfârșitul anului 2011 fiind de aproximativ 1050 de tone, iar restul, aflat în stoc, sub 25% din ce a fost tratat chimic. Conform dispozițiilor DSP Neamț, reușit să facem din cartierul Nicolae Bălcescu o zonă în care să se poată respira și acolo în mediul ambiental. Romanul a fost singura localitate din Neamț, de pe cursul râului Siret, care nu a fost afectată de inundații, deși acestea au constituit un real pericol în verile anului 2008 și verile anilor 2008 și 2010. Pentru un efort susținut, exemplar și unitar al instituțiilor statului, dar și al unui număr considerabil de voluntari, cărora doresc să le mulțumesc în mod deosebit și pe această cale, am reușit să fim zi și noapte în teren, muncind și asigurându-ne că inundațiile nu vor afecta casa marii familii romașcane. Și mi-aduc aminte că era la început de mandat, că practic acolo s-a închegat și acolo s-a structurat colectivul în accepțiunea mea, așa cum îmi doream și care a dovedit mai târziu tărie de caracter și profesionalism. Acolo, în vatra Siretului, în acele zile și nopți grele, s-a consolidat un colectiv frumos al primăriei municipiului Roman și pentru acest lucru vă mulțumesc. În cazul inundațiilor din 2008, pentru eliminarea riscului de inundare a cartierului Nicolae Bălcescu s-au luat următoarele măsuri operative. S-a întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Pentru prevenirea inundării cartierului Nicolae Bălcescu s-a dispus construirea unui dig de protecție în zona Podgădinți, stație de epurare cu o lungime de aproximativ 4,5 km, consolidarea și supraînălțarea digurilor de protecție pe alte 4 porțiuni cu lungime de aproape 1 km. Pe timpul trecerii viiturilor au fost monitorizate digurile de protecție din oră în oră, iar în locurile în care existau deversări am dispus supraînălțări. Am dispus la un moment dat chiar și evacuarea populației din zona inundabilă conform ordinului prefectului. După ruperea digului din zona Răchiteni-Mircești, au fost inundate 62 de hectare de teren arabil și 17 hectare de pășune. Pentru a evita inundarea caselor din cartierul Nicolae Bălcescu am hotărât evacuarea apei din zona inundată cu 3 pompe de mare capacitate puse la dispoziție de ANIF și Apele Române. Au fost înlăturate toate lucrările hidrotehnice provizorii care împiedicau desfășurarea normală a activităților. În perioada iunie-iulie 2010, municipiul Roman avea din nou să fie încercat, amenințat de furia apelor pentru a doua oară. Ca urmare a hotărârii Consiliului Local s-a trecut la punerea aplicarea planului de protecție și intervenție. A fost construit un tic provizoriu de protecție pe distanță de aproape 1 km în zona Podgădin, stație de epurare a apelor uzate, pentru a preveni inundarea a 150 de locuințe și a terenurilor agricole din zonă. Totodată a fost înștiințată populația asupra situației prin intermediul mass-mediei locale și a echipelor de evacuare-salvare a Serviciului Situații de Urgență. Depășirea cu succes acestor pericole ne-a determinat să depunem eforturi constante la nivel guvernamental pentru obținerea de fonduri și lucrări de apărare în zona cartierului Nicolae Bălcescu pentru a proteja și mai eficient viețile și bunurile romașcanilor din această zonă. Astfel, în cursul anului 2011 s-au realizat următoarele acțiuni: construirea digului nou, un aval de pod gădin stației depurărilor apelor uzate pe o lungime de 500 de metri, refacerea corpului de dig vechi cu supraînălțare pe lungimea de 500 de metri în avală de epurare a apelor uzate, supraînălțarea coronamentului cu modificare pante-talus pe 1500 de metri în aval de stație de epurare a apelor uzate, apărarea malului drept al Siretului la munte de confluență pe lungime de 250 de metri, balasarea coronamentului, întărirea acestuia pe lungimea de 2250 de metri, reparații de subtraversare și echipare cu clapet în zona de confluență, executarea subtraversării și echipării cu vane și clapet în aval de pod Roman Gădinț, protecție cu plasa armată geotextil și însămânțarea taluzurilor pe lungime de 2500 de metri. Lungimea totală a digului refăcut și a celui nou este de aproape 3000 de metri. În 2009, în urma unei explozii la instalația de gaze naturale în blocul 15B, Alea Revoluției, am fost nevoiți să executăm lucrări ce au fost finalizate în anul 2010 și care au constat în refacerea apartamentelor afectate, 26 la număr, reparare hidroizolației terasei și a ticurilor, a casei scărilor și a două coluri, reparații compartimentări, înlocuirea tâmplării distruse, reparații placaje și pardoseli. Astfel s-a reușit evitarea unei situații sociale ce se putea agrava, demonstrând că am fost mereu alături de romașcani, și la bine, dar și la greu. Gestionarea programată și eficientă a serviciului de dezăpezire, prin coordonarea nemijlocită a Comandamentului Local pentru combaterea poielor și dezăpezire, a făcut ca Romanul să aibă în fiecare iarnă artere rutiere circulabile, fără periclitarea participanților la trafic. Pentru modul în care a fost desăpezit Romanul, în timpul cât și după încetarea nisorilor din luna februarie 2012, orașul nostru a fost singurul de pe ruta E85 care nu a fost închis. Revista Națională Salubritate apreciind municipiul nostru ca fiind pe primul loc în Moldova la dezăpezire. Având în vedere că problema câinilor comunitare a fost una dintre cele mai frecvent semnalate de cetățeni, încă de la preluarea mandatului am considerat un obiectiv de maximă importanță pe agenda noastră eliminarea câinilor comunitari din municipiul Roman. Romanul anului 2008 nu avea capacitatea logistică de preluare și adăpostirea câinilor de pe străzii municipiului, dacă vă aduceți aminte, unde adăpost ad hoc, funcționând în fostul parc zoologic, impropriu, aflat în proprietatea altei instituții și care trebuia eliberat în cel mai scurt timp. Am făcut pașii necesari construirii unui adăpost pentru câini în strada Colectorului, care a devenit funcțional din 2009. Romanul se află așadar printre puținele comunități locale din Moldova și din țară, care dispun de un adăpost pentru câini comunitar la standarde de funcționare solicitate de legislația curentă. Treptat, numărul câinilor comunitari s-a diminuat și sperăm că această problemă să nu se mai transforme într-una acută și ne aducem aminte când cârduri întregi de câini traversau străzile din municipiul Roman. Spre aducere aminte. Capitolul 7. Sprijinirea învățământului romașcan. Conștientizând că principala investiție în viitor este în învățământul romașcan, primăria și-a asumat această responsabilitate și pentru prima oară școlile romașcane, în fiecare din cei 9 ani de mandat, au primit integral sumele, materialele și sprijinul logistic solicitate pentru reparații și igienizări. Pentru prima dată, cabinetele medicale școlare au primit conform solicitărilor medicamente și materiale sanitare. Ele erau asigurate cum se puteau de către școală, într-o condiție precară. O altă prioritate investițională pentru municipalitatea constituie modernizarea infrastructurii educative și dezvoltarea infrastructurii sportive destinate tinerilor. A existat o strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ romașcane și prin inițierea de întâlniri de lucru cu directorii acestora. Primăria a fost permanent alături de concursurile școlare organizate în Roman, atât logistic cât și prin finanțări, pentru că am considerat succesul școlar unul dintre ambasadorii comunității noastre. Amintim sprijinul anual acordat pentru organizarea concursurilor de matematică Alfa, Omega, viitorii matematicieni sau pentru Simpozionul Internațional de Astronomie, Educația și Astronomia Mileniul 3. O premieră a constituit-o și instituirea din 2010 a tradiției de a premia anual elevii și profesorii coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursurile școlare cu prilejul zilelor municipiului Roman în cadrul evenimentului intitulat Gala Excelenței în Educație. Ca noutate, am organizat în 2011, în prima ediție, proiectul Școală de Vară. În colaborare cu Clubul Copiilor, timp de 2 luni, pe perioada vacanței de vară, s-au desfășurat la Casa de Cultură activități alternative de petrecerea timpului liber pentru elevi. În fiecare zi, în condiții de civilitate și educație, au avut loc activități diverse, cu implicarea activă a cadrelor didactice și a oamenilor de cultură. La inițiativa mea, în cadrul aceluiași proiect, s-a desfășurat și un program susținut de pregătire pentru bacalaureat, pentru absolvenții de liceu care au înregistrat primul lor eșec la examenul de maturitate. În derularea acestui proiect m-am alăturat și eu cadrelor didactice care în mod absolut voluntar au asigurat program de pregătire. Am tratat cu prioritate identificarea și atragerea de finanțări pentru programele europene, prin programele europene sau naționale. O ambițioasă prezență a primăriei municipiului Roma s-a remarcat în promovarea unor proiecte de reabilitare a 6 instituții de învățământ local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3-4, reabilitarea, modernizarea, dezvoltare și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Ne referim aici la Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Liceul Tehnologic Vasile Sav, Școala Vasile Alexandrii, Școala Alexandru Ioan Cuza și Liceul Teologic Episcop Melchisedec. În anul 2011, ca efect al demersurilor întreprinse, am atras fonduri de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru reabilitarea termică, lucrări de tencuire și vopsire exterioară a clădirilor de la Școala Gimnazială Vasile Alexandrii, Școala Gimnazială Calistra Hogaș, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Școala Gimnazială Roman Mușa, precum și la Liceul Tehnologic Vasile Sav. 2011 a adus și debutul unui proiect mai vechi și de suflet al meu, respectiv construcția sălii de sport polivalente la Colegiul Tehnic Miron Costin prin programul Companiei Naționale de Investiții. În 2012, prin programul de reabilitare a infrastructurii școlare al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului s-au realizat două proiecte. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Roman Vodă Corpoa și reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza. Astfel, după cum se poate vedea, majoritatea școlilor au beneficiat de îmbunătățiri consistente. Cu fonduri atrase la Compania Națională de Investiții în anul 2012 s-au realizat două obiective importante, mai ales pentru copiii și tinerii acestui municipiu. Bazinul de not și sala de sport de la Miron Costin. Cu fonduri din bugetul local s-au realizat îmbrașamente la utilități și tematizarea verticală la aceste obiective. În același an pentru tineri și nu numai, în zona sălii sporturilor s-a realizat un teren cu gazon sintetic pentru mini-fotbal, dotat cu nocturnă, bănci pentru sportivi, tribună pentru spectatori și împrejmuire. Reabilitarea și modernizarea, dezvoltarea Colegiului Național Roman Vodă Corpoa a fost unul dintre cele mai importante obiective de investiții începute în anul 2014. Așa cum spuneam, această investiție a fost posibilă ca urmare a câștigării finanțării de fonduri europene și de asemenea, proiectul a vizat, prin acest proiect am dorit să continuăm și finalizarea consolidării corpului B al Colegiului Național Roman Vodă, Palatul Sturza Cantacuzino, cu lucrări de finisaje, înlocuirea tâmplării interioare, consolidări, înlocuirea instalațiilor. A fost înlocuit acoperișul și refăcute branșamentele și racordul la utilități. Lucrările obiective au întâmpinat o dificultate majoră, neprevăzută datorită constatării pierderii capacității portante a terenului de fundare în zona curții interioare la tronsoanele 2 și 3, precum și umezirea excesivă a solului și a determinat încetinirea lucrărilor prevăzute în proiect și a impus găsirea unei soluții pentru îmbunătățirea capacității portante și a îndepărtării umezirei în zone afectate de subfundația clădirii. Subliniez faptul că baza materială rețelei școlare a municipiului a beneficiat de investiții importante și în cursul anului 2015. Cele mai importante lucrări vizând realizarea acoperișului șarpantă cu învelitoare din tablă la școala Vasile Alexandrii și reparații la acoperișul școlii Calistrat Hogaș. Acoperișul tip terasă de la corpul nou al școlii Vasile Alexandrii necesita dese reparații, astfel încât am luat decizia schimbării cu un acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă tripțiglă. Tot la clădirile rețelei școlare s-au executat și următoarele lucrări. Reparația acoperiș clădire corp A, școala Carol I, reparația acoperiș grădinița 2, reparații învelitoare Colegiul Tehnic Miron Costin, modernizarea instalației încălzire și centrală termică la Colegiul Tehnic Petru Poni, reparația acoperiș școala Calistra Hogaș. În anul 2015 au fost reabilitate terenurile bituminate de sport de la Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Tehnic Miron Costin, Colegiul Tehnic Danubiana și Colegiul Tehnic Vasile Sav. Lucrările au vizat suprafețe de aproape 4.000 de metri pătrați. Multe din grădinițele, școlile generale și liceele din Roman au necesitat reparații sau investiții de mai mică sau mai mare amploare și în anul 2016. Principalele domenii de intervenție au fost legate de reparații la acoperișuri, instalații termice și tâmplărie. Și de asemenea aici găsiți toate lucrările care s-au desfășurat. Capitolul 8. Sprijinirea cultelor religioase. Administrația locală a fost în toți acești ani mereu aproape de acțiunile desfășurate de biserică, biserică care aduce acel plus de motivare și implicare, de responsabilizare și respect de care romanul și romașcanii au nevoie. În cei aproape 4 ani de mandat am oferit sprijin logistic și financiar în măsura resurselor aflate la dispoziție și am răspuns la solicitările de implicare în acțiunile desfășurate de reprezentanții bisericii. Primăria municipiului Roman a sprijinit ceremonia și procesiunea în cinstea 130 de ani de la urcarea scaunului episcopal a episcopului Melchisedec Ștefănescu, precum și acțiunile ce s-au centrat pe ridicarea episcopiei Roma la rangul de arhiepiscopie în 2009. În mod deosebit, în anul 2011, administrația publică locală a acordat atenție tuturor lăcașilor de cult de toate confesiunile pentru continuarea lucrărilor începute, efectuarea reparațiilor capitale și a reparațiilor curente, valoarea acestora fiind de circa 1 miliard de lei. La acestea s-au adăugat continuarea lucrărilor de construcții la Biserica Sfântul Ștefan cel Mare de aproape 1,5 miliarde. Am acordat sprijin material și financiar din partea administrației publice locale cu prilejul manifestări cu caracter religios, la sfințirea Bisericii Inima Neprihănită a Mariei din Roman, la sărbătoarea copiilor desfășurată la parohia romano-catolică Iisus Bunul Păstor în cartierul Favorit, la ceremonialul religios de sfințire a Bisericii Sfântul Dimitrie din cartierul Mihai Viteazu. Biserica Sfântul Vasile cel Mare a primit sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construcție la sfârșitul anului 2011 și în debutul anului 2012. Cu scopul de a o da o imagine nouă cimitirului Eternitatea, am asigurat resursele financiare și materiale necesare efectuării de lucrări de reparații capitale la cimitir, constând în reparații la turn, reabilitarea capelelor mortuare, iluminarea ornamentale a turnului, realizarea monumentului de la intrare în cimitir. În anul 2016 am reușit asfaltarea aleilor din cimitir și modernizarea trotuarelor din vecinătatea acestuia. De asemenea, la cererea cetățenilor și pentru soluționarea crizei locurilor de veci în cimitirul Eternitatea, am deschis un nou cimitir în cartierul Nicolae Bălcescu, ce a devenit funcțional din anul 2016. Am sprijinit comunitatea evreiască din Roman pentru întreținerea și repararea unor anexe ale comunității, reparații parțiale la copertina de la capela cimitirului, la gardul cimitirului evreiesc și la renovarea fațadei sinagogii. Cu prilejul sărbătorirea 400 de ani de la zidirea Bisericii Armenești în Roman, am sprijinit manifestările cultural-religioase organizate și am contribuit la reabilitarea fațadei lăcașului de cult, Biserica cu Pogorârea Sfântului Duc. Pe parcursul anului 2015 am primit mai multe distincții din partea sanctității sale, Sfântul Părinte Papa Francis, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și a Institutului Teologic Romano-Catolic Francescan din Roman, dar și comunității evreiești din Roman. Capitolul 9. Romanul, un oraș verde. Pentru a îndeplini acest deziderat, în cei 9 ani de mandat, eforturile administrației locale au fost concentrate în 3 direcții. Extinderea suprafețelor de spații verzi prin plantări de puieți sau reamenajări peisagistice de amploare, implicarea activă a instituției în acțiuni cu caracter ecologic și întreținerea spațiilor verzi existente sau nou create. Am implicat administrația publică locală în numeroase proiecte ecologice, dovadă stând colaborările cu instituțiile publice, cu agenții economici, cu unitățile de învățământ și implicarea cetățenilor în inițiativele ecologice derulate în Roman. De asemenea, pe această cale vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor și partenerilor noștri din cadrul proiectelor de mediu desfășurate în Roman în toți acești ani de mandat și contez pe sprijinul lor și în continuare. Dacă ne gândim la Romanul anului 2008, acesta se caracteriza printr-o vegetație îmbătrânită, inestetică, dar mai ales cu un grad înalt de risc, atât pentru clădiri, carosabili și trotuare, cât și direct pentru situația cetățenilor în cazuri de furtuni și nu numai. Un amplu program de plantări pe toată area municipiului a început. Imediat după, în anul 2008, cu un grup considerabil de voluntari, la programul România Prinde Rădăcini, inițiativă a Realității Media, am pus în practică proiectul de creare a unei bariere verzi în jurul orașului, începând cu plantarea peste 4.000 de salcâmi în zona gropii de gunoi. O altă acțiune amplă de plantare de pomi s-a derulat în 2009 în zona Anton Pan, acolo unde pe o suprafață aflată în degradare s-a plantat puie din diferite specii de arbori cu sprijinul voluntarilor, dar și al angajaților primăriei și al școlilor. Criticat la început de unii, amplu proces de reamenajare a spațiului verde din zona Bogdan Dragoș-Smirodava a fost un succes, aspectul zonei fiind total schimbat. Proiectul Amenajare de Spații Verzi în municipiul Roman, constând în realizarea 11 parcuri noi, și proiectul Îmbunătățirea Calității Mediului prin înființarea de parcuri noi în municipiul Roman. Proiectul Amenajare de Spații Verzi în municipiul Roman, finanțat prin Programul Național de Fonduri de Mediu, a revigorat în special zonele aglomerate și lipsite de astfel de areale. O altă investiție importantă a fost cea legată de proiectul Îmbunătățirea Calității Mediului prin înființarea de parcuri noi în municipiul Roman prin Programul Național al Ministerului Mediului și Administrației Fondului de Mediu. Acesta a vizat modernizarea și reabilitarea unor zone din apropierea străzilor Anton Pan, Bulevardul Republicii, Bulevardul Roman Mușat, pe tronsonul Fostul Florilor. Primăria Roman a accesat un program finanțat de Administrația Fondului de Mediu pentru îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, un proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, în 2011 realizându-se astfel o plantație de 1 hectar cu 5.000 de puieți în zona de sud-vest a municipiului. Menționez aici implicarea noastră anuală în rețeaua globală care susține acțiune campania Ora Pământului, dar și proiectul Ecopatrula Școlară în campaniile anuale, derulate sub titlul Curățenia de primăvară începe cu noi pentru încurajarea romașcanilor să întrețină spațiile publice. Amintim implicarea administrației locale în 2011 în campaniile naționale Locul deșeurilor nu este în casă, companie de colectare de deșeurilor, prin care s-au colectat peste 3.000 de kilograme participând la campania Lezduit România, în care s-au implicat la inițiativa locală a primăriei peste 500 de voluntari, care au colectat aproape 1.500 de saci cu deșeuri. Sau la campania Luna Pădurii, care s-a concretizat prin amenajarea plantației din spatele căminului Miron Costin din zona Antompan, a celei din zona rampei de deșeuri municipale și realizarea unei plantații de circa 400 de metri pătrați cu 1.000 de puieți în zona podului CFR peste râul Moldova. În noiembrie 2011, primăria a desfășurat campania de împădurire ce a vizat refacerea unor zone verzi din zona Cămin Miron Costin, zona Sucedava Ticta, Căminul pentru Bătrâni, zona Aval, Pod CFR peste râul Moldova și diverse alimente stradale, plantând peste 1.000 de puieți de salcâm, flasim, paltin, tei și stejar. Pe lângă zonele verzi adiacente străzilor au fost curățate și igienizate Parcul Municipal, Cimitirul Eternitatea, Stadionul Moldova, Stadionul Constantin Nehoiu, zona locuințelor sociale din strada Fabricii, precum și toate zonele verzi publice din Roman. În domeniul spațiilor verzi, în fiecare an au fost întreținute alimentele stradale. Au fost plantate flori pe bulevardul Roman Mușat, dar și în alte zone ale orașului, precum și pergolele din zona Smirodava, Bogdan Dragoș. Totodată s-a procedat pentru prima dată la inventarierea spațiilor verzi amenajate prin întocmirea Registrului Local a Spațiilor Verzi. În 2012, municipiul participă la cele două campanii de colectare a deșeurilor electrice electronice, realizate în parteneriat cu Asociația ROREC, sub sloganul Locul deșeurilor nu este în casă, trimitele la plimbare, în cadrul cărora au fost colectate și predate spre reciclare aproape 9.000 tone de deșeuri electronice. În cadrul primei ediții a competiției naționale Orașul Reciclării în 2013, organizat de către Eco-Roma Ambalaje București, municipiul Roman a primit premiul de excelență la categoria Linia 1. În cadrul ediției a doua a fost răsplătit printr-un alt titlu și anume acel de luptător. Iar în ediția a treia, orașul nostru a primit premiu special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației prin campanii de informare și promovare în presă. În anul 2012, la campania Let's Do It Romania, 450 de voluntari au colectat peste 500 de saci cu deșeuri municipale, iar la cea de-a treia campanie Let's Do It România, în anul 2013, 550 de voluntari s-au implicat pentru colectarea de deșeuri municipale. În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului în anul 2014, Primăria Municipiului Roman, în parteneriat cu SC Odlo SLR Roman, a efectuat salubrizarea marului stâng a râului Moldova prin acțiuni de voluntariat a angajaților acestui agent economic, căruia îi mulțumim pentru implicare în comunitate. Cu proiectul Eco-Patrula Școlară, Municipiul Roman a fost nominalizat în calitate de finalist la Gala Națională a Voluntarilor 2013, ediția 3-a, și a câștigat pentru prima dată marele premiu la secțiunea Proiectul de Voluntariat al anului în domeniul protecției mediului și animalelor. În anul 2014, două acțiuni pe care le-am inițiat în primul meu mandat de primar, desfășurate anual în perioada martie-aprilie, au ajuns la ediția cu numărul 5. Curățenia de primăvară începe cu noi și pentru noi, dar și Luna Pădurii, acțiune de voluntariat constând în amenajarea de plantații de puieți. Am plantat în acest an 10.000 de puieți. Am realizat o perdea de protecție la Casa Bunicilor, unde au fost plantați circa 500 de puieți. Prin forțe proprii s-au efectuat întreținerea altor zone unde au fost plantați 1.600 de arbori, din speciile mesteacă în paltin, frasin, tei, molid, magnolia, pe alineamentele stradale Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Alexandru cel Bun, Smirodava, Ecaterina Teodoroiu, Mihai Viteazu, Roman Mușat, Eternității, Victor Hugo, Sucedava, Bogdan Dragoș. Acțiuni de plantare au fost realizate și în 2014 în parteneriat cu Mix Music Evo în Parcul Municipal Roman sub sloganul Artiștii spun verde pentru România. În primăvara anului 2015 au fost plantați 500 de tei, 150 de tuia, 300 de paltini, 100 de castan, 300 de frasin, 150 de sălci pe Bulevardul Republicii, străzile Antompan, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, Chimiei, Sucedava, Victor Hugo, Alexandru cel Bun, Eternității, Alea Revoluției, Vlaței, pe aliniament la E85, în Strand, în zona podului de fer, malul stâng al râului Moldova, pentru un proiect al administrației Fondului de Mediu, pe o suprafață de un hectar, așa cum am spus, s-au plantat 5.000 de puieți în acest an. Cu privire la spațiile verzi modernizate în municipiu, menționez că florile de vară și o parte din cele de toamnă, începând cu anul 2014, au fost produse în sera primăriei, obiectiv care, prin punere în funcțiune, a redus major cheltuielile cu achiziționarea materialului floricol. Către asociațiile de proprietari au fost distribuiți peste 1.000 de puieți de tei, paltin, frase și mesteacăn. De asemenea, în Parcul Municipal, în anul 2012, s-a amenajat o expoziție de animale, astfel încât copiii și nu numai ei se poată bucura de natură și de o parte a faunei. În anul 2015, municipiul Roman a câștigat concursul de selecție și a fost inclus în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, implementat în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2017 de Fundația Terra Millennium 3, împreună cu partenerii săi, Asociația Municipiilor din România și rețea IR20. La invitația Comisiei Europene am participat la prima ceremonie comună a Convenției Primarilor și a inițiativei Adaptarea Primarilor, municipiul nostru fiind reprezentat pentru prima dată la acest nivel al Uniunii Europene. Evenimentul de pe 15 octombrie 2015 la Bruxelles, organizat la nivel înalt de Miguel Arias Canet, membru al Comisiei Europene, responsabil cu schimbări climatice și energie, a recunoscut contribuția esențială și angajamentul orașelor mici și mijlocii la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Ceremonia a marcat lansarea unui nou pact al primarilor care a stabilit un nou obiectiv de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 până în 2030 și a stabilit pilonii de atenuare și de adaptare prin integrarea pactului primarilor. În perioada 4-8 aprilie 2016 am participat la vizita de studiu de la Geneva și Lausanne, Elveția. Know-how experților elvețieni au fost împărtășit prin intermediul unor varietăți de seminarii, sesiuni de training, activități practice în legătură cu economia verde și dezvoltarea urbană cu emisii scăzute de gaze cu efecte de seră. De asemenea, a avut în vedere îmbunătățirea nivelului de cooperare între municipii și regiuni verzi între România și Elveția. Municipiul Roman, împreună cu Fundația Terra Millennium 3 și cu sprijinul Asociației Municipiilor, au organizat pe 15 septembrie 2016 seminarul regional Planul de acțiune privind energie durabilă în municipiul Roman pentru corelarea eforturilor la nivel regional. Pentru toate realizările amintite, mulțumesc tuturor voluntarilor, instituțiilor, organizațiilor și partenerilor care au răspuns într-un număr mare la aceste inițiative și sper că implicarea civică să rămână o trăsătură de referință a marii familii romașcane. Mulțumesc de asemenea și biroului de mediu, acolo unde nu avem un număr mare de angajați, dar s-a dovedit că un om se dedică și se implică, poate să facă lucruri minunate. De asemenea și celor care lucrează în ceea ce înseamnă reabilitarea și modernizarea zonelor spațiilor verzi. Capitolul 10. Relații de colaborare și înfrățire. Un punct important pe agenda noastră a fost deschiderea unor relații externe pe care un oraș care se dorește a fi european trebuie să le aibă. Am dorit promovarea imaginii comunității la nivel internațional și am menținut o corespondență permanentă cu autoritățile locale din orașele înfrățite. Am reușit să dezvoltăm o strânsă colaborare diplomatică externă cu orașele înfrățite, care reprezintă culturi și moduri de viață diverse, iar municipiul Roman a devenit un obiectiv notabil pe agenda unor figuri diplomatice importante. Înțelegerea de cooperare cu orașul Sunciang din 2013 este primul document care consemnează o relație internațională de colaborare a municipiului Roman cu o localitate din Orientul îndepărtat. Am găsit o oportunitate de a realiza înfrățirea unei urbe romașcane cu localitatea Cortona din Republica Italiană. Cu acest prilej, în data de 4 octombrie 2009, într-un cadru festiv deosebit, asigurat de partea italiană, a fost semnat pactul de amiciție, preambulul a unei înțelegeri de cooperare pe altarul Catedralei San Francisco din Cortona. O premieră de apreciată în activitatea autorității administrației publice locale din Roman, care și-a adus contribuția la această realizare, este și preotul Eugen Răchiteanu, pe atunci preot paroc la Catedrala din Cortona și director al Institutului Teologic pentru Laici din Florența. La invitația domnului Michel Vandel, primarul orașului Til din Belgia, am participat însoțit de o delegație oficială a municipiului Roman la manifestările prilejuite de Festivalul European Tilt din perioada 37 iulie 2009, susținând în spectacol formația Areto din Roman care a cântat Tiltul. La data de 16 februarie 2010 semnăm protocolul de înfrățire în vederea realizării unui punți de legătură productive și de lungă durată între orașele Roma și Tilt. O delegație din Tilt a fost prezentă în 2011 la manifestările prejuite de zilele municipiului Roman, ediția a doua. Un moment important la reprezentant semnarea în data de 19 mai 2010 a unui pact de amiciție ca angajament solemn de înfrățire a localităților Roman și Gruliasco din Republica Italiană, în vederea colaborării permanente în plan educațional, social, cultural, artistic, științific și sportiv. În perioada 36 iunie 2011, la invitația primarului orașului Gruliasco, Marcelo Mazu, o delegație din primăria Roman a fost prezentă la manifestările organizate cu prilejul zilei orașului Gruliasco, Palio de la Gru. Cu această ocazie au fost discutate și dezbătute moduri de colaborare și aprofundare a relațiilor prevăzute în pactul de amiciție încheiat între comunitățile noastre. Un prim pas fiind realizat de către partea italiană prin includerea Romului într-un proiect finanțare europeană, la care a fost invitat să participe o delegație din Roman, care să cuprindă elevi din școlile romașcane cu vârste între 15 și 18 ani, însoțite de un profesor coordonator. Această acțiune s-a numit Meeting Eroles 2001 și a avut loc la Rivol în perioada 1-9 iulie 2011. Cu prilejul zilelor municipiului Roman, ediția a doua, în 2011, în cadrul manifestărilor incluse sub egida Ziua Diplomației Romașcane, Primăria Municipiului Roman semnează un document de colaborare internațională, pactul de amiciție între o comunitate romașcană și cea din Ghedera, Israel, marcând un moment de istorie locală. și care deschide noi orizontul unei relații de prietenie dintre comunitatea romașcană și cea evreiască, ambele coexistând odinioară în urbea romașcană și contribuind la dezvoltarea economică a Romanului. În 17 mai 2011, de ziua diplomației romașcane, autoritățile publice locale din Roman inițiază și semnează un parteneriat cu autoritățile locale din orașul Iedineț, Republica Moldova. În 25 noiembrie 2011, Primăria Municipiului Roman a pus bazele unei colaborări între comunitatea romașcană și cea din orașul Kamenets-Podilski, din regiunea Călmețchi din Ucraina, prin semnarea unui preambul protocol înțelegere de colaborare între cele două localități. Cu ocazia celei de-a treia ediție a zilor Municipiului Roman, în 17 mai 2012, s-a semnat pactul de amiciție cu orașul Dilijan din Armenia, angajându-se astfel cele două comunități să colaboreze în domeniul cultural, științific și artistic, să identifice programe de dezvoltare turistică, să organizeze manifestări care să evidențieze spiritul comun al celor două localități. Acest document semnat la Roman reprezintă primul act oficial din istoria celor două popoare, român și armean. Astfel, Romanul deschide o nouă cală în înfrățirile dintre comunitățile românești și armenești, dat fiind faptul că armenii locuiesc în România de sute de ani. În data de 28 noiembrie 2012, municipiul Roman a primit vizita unei delegații din orașul frate israelian Ghedera, oraș cu care primăria municipiului Roman semnase un document de colaborare. Oficialitățile și cadrele didactice din Ghedera, precum și 32 de elevi de la un liceu israelian din acest oraș, s-au întâlnit în sala de ședință a primăriei cu tineri și cadre didactice din liceii romașcane. De asemenea, cu această ocazie, tinerii romașcani și israelieni au mers la gara Roma și au depus o coroană de flori la monumentul dedicat eroinei Viorica Agarici, la care a oprit trenul morții în gara din Roman. În cadrul celei de-a patra ediție a zilor municipiului Roman, în data de 17 mai 2013, de ziua diplomației romașcane, s-a semnat pactul de amiciție cu orașul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Cu ocazia participării la International Ferment Food Expo, ediția 11 a manifestării internaționale care a avut loc în Coreea de Sud, în calitate de primar a municipiului Roman, am încheiat în 24 octombrie 2013 înțelegere de cooperare cu orașul Suncian. Această înțelegere de cooperare, așa cum spuneam, este primul document care consemnează o relație internațională de colaborare a municipiului Roman cu o localitate din Orientul depărtat din Moldova. Administrația locală romașcană și-a intensificat în anul 2014 relațiile de colaborare cu orașul înfrățit Ștefan Vodă, fiind concretizate mai multe proiecte. Cu prilejul Simpozionului Internațional Basarabia Pământ Românesc, ediția 6-a, în perioada 26-29 martie, Romanul a primit vizita unei delegații a liceului Ștefan Vodă din orașul cu același nume din Republica Moldova. Pe parcursul șederii, delegația din orașul înfrățit a vizitat atât obiective din municipiul Roman, cât și obiective istorice din orașul din județul Neamț. Cu ocazia zilelor raionului Ștefan Vodă, o delegație condusă de președintele filialei Ion Vătămanu din Roman a vizitat orașul înfrățit Ștefan Vodă din Republica Moldova în perioada 22-25 mai 2014. Elevi și profesori au fost oaspeții liceului Ștefan Vodă în cadrul proiectului Acasă la Ștefan Vodă. Am asigurat vizita unei delegații mixte din Republica Moldova, formată din oficialități din orașele Chișinău, Căușeni și Ștefan Vodă, la trainingul de informare împreună în Europa, accesare de fonduri europene, derularea acestora și punerea în aplicare, desfășurat la inițiativa mea în sala de ședință a primăriei municipiului Roman în perioada 10-12 octombrie 2014. La manifestare au participat și reprezentanța administrației romașcane, a instituțiilor școlare și ONG-urilor de Roman. În 17-18 mai 2014, la invitația domnului Mihail Mișcachevici, primarul orașului Kamenets-Podilski, Ucraina, oraș înfrățit cu municipiul Roman, o delegație condusă de viceprimarul municipiului Roman, domnul Lucian Ovidiu Micu, a participat la manifestările culturale artistice organizate cu prilejul zilor orașului Kamenets-Podilski. Îmi pare rău că, fiind plecat într-o delegație, domnul primar Micu nu este și dânsul prezent, pentru că la foarte multe din aceste acțiuni și evenimente a fost participant, a fost membru, mi-a fost și este camarad. Un simbol de colaborare în marea familie europeană l-a constituit în inaugurare pe 4 martie 2014 a Centrului Delfinul la Roman. Pentru copiii cu autism, proiect dezvoltat de Fundația Betania, Centrul Delfinul din Bacău, Primăria Municipiului Roman și susținut de excelența sa, domnul Matis Van Bonzel, ambasadorul Olandei la București. În decembrie 2014, în spiritul dezvoltării și asigurării continuității proiectului cu caracter social, am purtat discuții care s-au și materializat în anul 2015 cu reprezentanții Asociației Norwegian Church Aid din Regatul Norvegiei și ai Fundației Pacea din Roman pentru sprijinirea acțiunilor de ajutorare a semenilor noștri din strada fabricii. În cadrul zilelor diplomației romașcane din data din 18 mai 2015, în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Roman, a avut loc înfrățirea conducerii administrației publice cu delegația din orașul Sunciang. Inaugurarea sucursalei Romana a Uniunii Armenilor din România a prejudit vizita la Romana delegației Ambasadei Armeniei la București în data de 14 august 2015. Au fost prezenți Excelența sa Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armene la București, episcopul Eparhiei Armene în România, preasfințitul Datev Hagopian, președintele Uniunii Armenilor din România, senatorul Varujan Vozganian, deputatul Varujan Pambucian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, președința ai sucursarilor din Iași, Brăila, Constanța Focșani, precum și președintele sucursalei Uniunii Armenilor din Roman, dr. Emanuel Lazăritean. În data de 9 aprilie 2015 am primit vizita excelenței sale Filip Beck, ambasadorul Regatului Belgiei la București, cu care am purtat discuții despre viitoare proiecte și colaborări la Roman. În data de 6 mai 2015, la monumentul ostașului sovietic din cimitirul Eternitatea la Roma s-a desfășurat un ceremonial organizat de către Ambasada Federației Ruse la București, dedicat împlinirea 70 de ani la victoria celui de-al doilea război mondial. La manifestare au participat reprezentanții Ambasadei Federației Ruse, Ambasadei Republicii Kazakhstan din București, ai comunității rușilor lipoveni din Roman, ai comunității centrale a rușilor lipoveni din România. În data din 14 iunie 2015 a avut loc vizita în municipiu a delegației Ambasadei Federației Rusiei în România la sediul comunității rușilor lipoveni, unde a fost găzduită manifestarea culturală Diaspora Română din România, istorie și actualitate. Excelența sa, Dan Ben-Elizer, ambasadorul Israelului în România, a participat la cimitirul evreiesc din Roman în data de 28 iunie 2015, alături de vicepreședintele Federației Comunității Evreiești din România, domnul Paul Schwarz, de primarul municipiului Roman la comemorarea victimelor trenului morții oprit în gara Roman de Viorica Garici în timpul celui de-al doilea război mondial. La ediția 13 a Săptămânii Europene a Orașelor Regiuni, Open Days 2015 Bruxelles, în data din 14 octombrie, așa cum am spus, am participat la workshop-ul public Modernizarea orașelor europene mici și mijlocii prin măsuri inteligente și durabile, provocări actuale și perspective pentru viitor. Această participare s-a materializat printr-un proiect legat de energie regenerabilă, mediu, economie socială și producție, care a fost depus direct la Bruxelles. La Palatul Parlamentului din Bruxelles, în data din 15 octombrie 2015, am participat la ceremonia de bun venit adresată orașelor mici și mijlocii, angajate în procesul de tranziție către o economie verde și în acțiuni pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice. În perioada 17-20 octombrie 2015, o delegație din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, condusă de președintele raionului Nicolae Molozea, a vizitat municipiul Roman, fiind însoțit de mai mulți reprezentanți ai serviciilor publice din instituțiile publice din raionul Ștefan Vodă și municipiul Ștefan Vodă. Pe durata șederii, specialiști din primăria municipiului Roma și oameni de afaceri romașcani au participat la o întâlnire cu membrii delegației desfășurată la sala de Consiliu, temele principale de discuție fiind planificarea strategică, accesarea de fonduri europene și relații economice între firmele romașcane și cele din Republica Moldova. Capitolul 11. Romanul, oraș cu identitate europeană. În cei 9 ani de mandat, primăria municipiului Roman și-a afirmat puternic rolul de a aduce împreună toți romașcanii în această mare familie, atât prin acțiuni de ordin cultural cât și recreative, activități în care municipalitatea s-a implicat activ, logistic și financiar. Doresc să mulțumesc tuturor agenților economici care au răspuns pozitiv la solicitarea de a se implica în aceste acțiuni și care au dat dovadă că pot fi parteneri de încredere. Primăria municipiului Roman a organizat o serie de acțiuni și evenimente în colaborare cu Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științele Naturii, Biblioteca Municipală George Radu Melidon, Școala de Artă Sergiu Celibidache, Clubul Copiilor, Casa de Cultură a Sindicatelor, Orchestra Moldova din Roman, Ansamblul de Dansuri Populare Cununa Moldovei din Roman, Consiliul Județean Neamț, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Ansamblul Floricica de la Munte din Piatra Neamț, Societatea Culturală Clepsidra, Universitatea de Arte George Enescu din Iași, Radio Iași, Filarmonicele din Iași, din Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, Academia Petru Tocănel, Ansamblul de Dansuri Populare Plai Moldovenesc din Roma, dar și cu instituții de cult și unități de învățământ romașcan. Tuturor le mulțumesc pentru implicare și devotamentul de care au dat dovadă față de comunitatea noastră. Pentru prima dată în anul 2008, Ziua Națională a României a fost sărbătorită în Piața Roman Mușat, iar participanții au putut să se delecteze ca și în marile orașe cu ciolan, fasole și țuică fiartă. Romanul are o veche tradiție militară și în anul 2009, la ceremonia de mânare a drapelului de luptă, noului comandant al garnizoanei Roman a batalionului 43 Transport Roman I Mușat, urmat de un moment emoționant și important pentru viața comunității noastre, sărbătoria Zilei Veteranilor. Încă de la debutul primului mandat am întreprins efortul pentru conturarea unei identități culturale pentru municipiul Roman. Așadar, după cum spuneam și la început, putem vorbi astăzi despre statutul municipiului Roman, despre imnul lui de un cisgiliu, o stemă și un drapel. Statutul municipiului, element menit să sublinieze identitatea comunității noastre, a fost de altfel actualizat. Zilele Municipiului Roman, cu o secință firească după adoptarea unui statut al localității, au fost organizate pentru prima dată în perioada 16-22 mai 2010 și a adus un plus de culoare și modernitate. De mare succes s-a bucurat pe timpul zilor Municipiului Roman și Târgul Meșterilor Populari și Târgul de Produse Tradiționale. Trebuie să remarcăm așezarea pe harta națională, culturală și științifică a Municipiului Roman prin asumarea organizării Conferinței Naționale de Antropologie Urbană, punct reper devenit o tradiție. Primăria Municipiului Roman oferind sprijinul pentru a putea continua această activitate, care în 2009 s-a aflat la prima ediție. Alte evenimente organizate consemnează vizitarea tuturor cartierilor din Roma de către Caleașca lui Moș Crăciun, care a împărțit anual peste 2500 de pachete copiilor, sau Revelionul în Piața Roman Vodă Mușat. Cu sprijinul și colaborarea Primăriei Municipiului Roman, ca o altă noutate, s-a desfășurat în 28 decembrie 2010 în Piața Roman Vodă Festivalul de Datini și Obiceiuri Roman Metropolitan, ediția 1, bineînțeles, care a reunit formații de dansuri populare, tradiționale și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă aparținând administrațiilor locale înscrise în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan. Am demarat și finalizat planul urbanistic general. Din 2010, Romanul este înzestrat cu acest document vital, completat cu un regulament de urbanism. Pentru a ne contura o imagine asupra activității culturale și recreative pe care urmea noastră a ajuns să le găzduiască în acești ani, avem întreaga pleiadă de manifestări cu semnificație specială, care este și în statut și care este evidențiată și aici în acest material. Vreau să vă spun că, de asemenea, în cadrul zilelor Municipiului Roman, care a devenit un adevărat brand și dincolo de a fi un prilej doar de sărbătoare pentru romașcani, acesta reprezintă un veritabil vehicul de afirmare în plan regional, național și internațional a familiei romașcane. El este structurat pe mai multe activități, cum ar fi Gala Excelenței Educației, Gala Excelenței Romașcane, Ziua Diplomației Romașcane, lucruri care deja au adus un plus pentru comunitatea noastră. Cu sprijinul liceilor romașcane am organizat un concurs tradiție de la Dragobete la sărbătoarea Rusalilor, tradiție și legendă la români, trofeul Roman Vodă Mușat la handbal feminin. De asemenea, așa cum spuneam, Festivalul de Daturi și Obiceiuri de Iarnă Roman Metropolitan, evenimentul Sergiu Celibidache din nou acasă s-a desfășurat la Roman pe 28 iunie 2012 cu prilejul celebrării a 100 de ani de nașterea și anului declarat de UNESCO anul Celibidache. Manifestarea a inclus dezvelirea bustului marelui dirijor și compozitor, precum și a unui concert susținut de formația Acord Brass. Festivalul Toamnei la Roman, organizat de Zahăr Mărgăritar, Primăria Roman și Asociația Culturală Euroest Alternativă în perioada 4-6 octombrie, a constituit o manifestare amplă, caracteristică în principal marilor orașe și pe care am reușit să o mutăm de la Iași la Roman. Cu ocazia acestei activități am putut observa obiceiuri și tradiții culinare naționale și internaționale, cu demonstrații de artă culinară, prezentări de rețete vechi, parada somelierilor și de asemenea am cântat publicul cu standurile tradiționale și internaționale, invitați din Malta, Ungaria, Albania, Serbia, Turcia, Bulgaria, Israel, Grecia, Palestina, Ucraina și Japonia. Filmul despre oameni și melci, deținător al titlului cel mai vizionat film românesc al anului 2012, a putut fi vizionat în cadrul proiecției prin intermediul proiectului Caravana Filmelor TIF, operațiunea Kino, susținut de Asociația pentru promovarea filmului românesc și Primăria Municipiului Roman. Un alt eveniment unic în 2013 pentru urbea romașcană și care a încântat publicul meloman l-a constituit pe 22 aprilie spectacol Pianul Călător, susținut de pianistul Coria Mihail. De asemenea, un alt proiect de suflet, inaugurarea unității de producție a TRV România în Roman, în prezența mai multor oficialități locale, județene și centrale, invitatul de onoare fiind președintele României Traian Băsescu, alături de Frank Müller, prim vicepreședintele TRV Internațional Automotive și general manager divizie OSS, președintele Consiliului Județean Neamț, regretatul Culiță Tărâță, Mihai Bodor, directorul general TRV România, precum și manageri ai firmelor din municipiul Roman. La finalul manifestării oficiale a fost dezvelită o placă comemorativă și statuia panglica oficială a TRV Roman. Întâlnirea conducerii administrației romașcane și a Spitalului Municipal de Urgență cu președintele organizației Salvați Copiii, domnul Andy Moisescu, și președintele executiv acestei organizații, doamna Gabriela Alexandrescu, a adus din nou un plus pentru municipiul Roman, pentru o aparatură donată în valoare de peste 15.000 de euro. Campionatul Național de Minifotbal, organizat de Federația de Minifotbal din România în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, liceu cu program sportiv cu participarea celor mai bune 20 de echipe din totalul de 3.000 de echipe din România, din cele 47 de orașe afiliate la Federația Română de Minifotbal. Deschiderea noului an școlar 2014-2015 a fost ocazia cu care administrația publică locală a inițiat campania Te ajut să înveți, care a avut ca obiectiv sprijinirea cu rechizite și ghiozdane complet echipate pentru copiii cu situații materiale dificile, ca o mână de ajutor întinsă cât mai multor elevi care doresc să învețe. Festivitatea de inaugurare a obiectivului central al hidroenergetică Roman Perou Moldova, sfințirea Troiții dedicată martirilor regimului comunist, de asemenea, lansarea în decembrie 2014 în rețeaua de socializare Facebook a primei pagini oficiale a Instituției Romașcali Primăria Municipiului Roman reprezintă elemente importante pentru dezvoltarea etosului comunitar. În anul 2015 a fost declarat Anul Veteranilor de Război și Anul Comemorării Genocidilor Armenilor. Dacă ne referim la cele dedicate Anului Veteranilor de Război, menționăm Ziua Veteranilor de Război, lansarea volumului istoric Regimentului 14 de Rombați Roman cu plinejul împlinirea 70 de ani la încheierea celui de-al doilea război mondial, Ziua Europei a Independenței și a Victoriei, avansarea în grad a veteranului de război Ioan Ursache, unul dintre ultimii mohicani, Ziua Artileriei Române. Un moment istoric pentru urbea mușatină l-a constituit în anul 2015 festivitatea de înmânarea drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță Est. În data de 1 octombrie, în piața Roman Vod a avut loc ceremonia militară și religioasă prelujită înmânarea drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanță Est, la care au participat comandantul Divizia 2-a Infanterie Getica, general major dr. Petrica Lucian Foca, șeful Direcției Operații Speciale a statului major general, general de brigadă dr. Vasile Roman, general major în rezervă dr. Dumitru Seserman, comandantul bazei 3 logistică Zargi Dava, colonel Ioan Lachman, comandantul C83 mentenanță Est, colonel inginer Ioan Buta, ofițer de comandamentele eșaloanelor superioare, cadre militare în activitate și rezervă, prefectul județului Neamț, reprezentanța în Consiliul Județean. De asemenea, amintim, dacă ne referim la comemorarea genocidului armenilor, slujba comemorării de la Biserica Armenească din 23 aprilie, în memoria celor 1,5 milioane de armeni canonizați de Biserica Apostolică Armeană. Vernisajul expoziției de grafică și pictură Genocidul, viziunea artiștilor plastici. Inaugurarea sucursalului Roman a Uniunii Armenilor din România. Municipiul Roman a fost în anul 2015 prin baza sportivă disponibilă gazda unor evenimente sportive internaționale și naționale. Turneul de calificare în faza finală a Campionatului European de Handbal, găzduit în perioada 17-19 aprilie la Sala Sporturilor, care a găzduit participarea grupei internaționale formată din echipele României, Kosovo, Serbiei și Slovaciei. Turneul final al Cupei României la minifotbal în perioada 26-28 iunie. Turul 3 a cupelor EHF, HCM Roman, Scuru, Suedia. Ambele meciuri, tur și retur, am reușit să le aducem să se desfășoare la Roman, echipa noastră calificându-se pentru faza optimilor de finală. Conferința de presă de la Roman a Federației de Minifotbal din România. Campionatul Național de Kwankido pentru arme tradiționale, desfășurat în Sala Sporturilor din Roman. Dincolo de evenimentele devenite tradiționale, romașcanii au avut parte și de o serie de evenimente inedite în anul 2016, din care amintim Târgul de Bine din 17 aprilie, constând într-un eveniment caritabil organizat de Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România. Lansarea oficială a Consiliului Consultativ pe Probleme Tinerete în data de 20 aprilie. Campionatul Regional Nord-Est pentru calificarea la turneul final al Campionatului Național de Minifotbal. Tanning Fest Meeting, organizat în 28 august în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Compania Romașcanii salvează vieți, Primăria Municipiului Roman în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sangvină Piatra Neamț și Spitalul Municipal de Urgență Roman a desfășurat în perioada 1-31 august campania Romașcanii salvează vieți. Conferința Europeană People to People International 2016, Consiliul Național Asociației Tineretului ONU din România, Campionatul Național de Covadao, Sala Sportului a găzduit în perioada 26-27 noiembrie Campionatul Național de Arme Tradiționale Covadao. Festivalul culinar arhaic românesc în perioada 1-2 decembrie, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Roman împreună cu Asociația Culturală Euroest Alternativ România și brandul Zahăr Mărgăritar au organizat în piața Roman Vodă evenimentul Festival Culinar Arhaic Românesc cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul acestei manifestări au fost oferite romașcanilor peste 8.000 de porții de fasole cu ciolan și au fost organizate spectacole susținute de soliști și ansambluri din România și din străinătate. Au participat la acest spectacol fanfara jandarmeriei, venită special pentru manifestarea zilelor naționale. De asemenea, trenul regal din Roman a sosit în gara Roman pe 16 decembrie, refăcând traseul refugiului familiei regale a României și a guvernului la Iași după intrarea în primul război mondial. Complexul Roman și-a îmbogățit posibilitățile de agrement oferite publicului odată cu inaugurarea Complexului Sportiv de Agrement Moldova. La solicitarea vizitatorilor, lacul de agrement din Parcul Municipal a fost dotat în ultimii 2 ani cu încă 4 hidrobiciclete și s-a realizat optimizarea programului de funcționare, fapt care a dus la creșterea încasărilor. Capitolul 12. Municipiul Roman, oraș cu viziune strategică durabilă. Dezvoltarea comunității locale poate fi asigurată prin stabilirea modului de gestionare actuală și viitoare a resurselor sale naturale, energetice, materiale și informaționale. Totodată, dezvoltarea societății, prin intermediul pilonului său economic, înseamnă și creșterea investițiilor, promovarea stabilității și a concurenței, dezvoltarea și recompensarea abilităților de muncă. Planificarea strategică realizată de administrația municipiului Roman a avut scopul de a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizațională, stabilirea priorităților, planificarea politicilor publice în nou context național și european. În anul 2014, Primăria Municipiului Roman, cu sprijinul consultantului de specialitate, pe parcursul a 4 luni, pe baza unui proces amplu de consultare cu toți actorii de la nivel local, administrație locală, mass media, organizații non-guvernamentale, mediul de afaceri, prin intermediul unor grupuri de lucru sectoriale, turism, mediul de afaceri, infrastructură, dar și cu cetățeni din diferite cartiere ale orașului, prin derularea unei anchete pe bază de chestionar, a elaborat Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Roman pentru perioada 2014-2020, document determinant pentru creșterea pe termen mediu și lung a municipiului Roman. La nivelul municipiului Roman în această perioadă, 2015-2016, au fost elaborate următoarele strategii. Strategia integrată de dezvoltare a municipiului Roman pentru perioada 2014-2027. Pentru Roman, ele pot fi transpuse în 3 ipostaze strategic interdependente ale municipiului în anul 2020, care răspund nevoilor actorilor urbani implicați. Un oraș al cetățenilor săi, locuințe confortabile și accesibile, spații publice sigure, moderne și animate, dotări suficiente și transport modern, toate gândite pentru a asigura în primul rând prosperitatea cetățenilor proprii. Un oraș al celor ce vor să se stabilească aici. Facilități și acces ușor la spații prielnice pentru antreprenorii mici și marile companii ce doresc să investească, învățământ de calitate pentru copii, locuri de odihnă și relaxare de bună calitate, securitate personală ridicată, toate acestea pentru a stimula o dezvoltare economică sustenabilă. Un oraș al turiștilor, structuri turistice de calitate, dar și obiective și evenimente diversificate, culturale, sportive, toate în scopul creșterii atractivității, condiții de bază pentru stimularea tuturor celorlalte intervenții. Strategia municipiului Roman pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020, strategia anticorupție a municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020, strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în municipiul Roman, planul local de măsuri al municipiului Roman pentru implementarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români pentru aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, planul de acțiune privind energie durabilă al municipiului Roman, Paiedul, strategia energetică a municipiului Roman pentru perioada 2015-2020. Municipiul Roman are potențial de a redeveni un centru polarizator al Văirii Siretului, în inima Moldovei, o comunitate urbană, solidă și cosmopolită, atractivă pentru locuitori, întreprinzători și turiști, cu o infrastructură modernă, o economie durabilă și o administrație publică locală eficientă și orientată către nevoile cetățenilor. De asemenea, având în vedere cele menționate, municipiul Roman și-a stabilit viziunea strategică în ce privește dezvoltarea sa viitoare, având concretizate la nivel de viziune obiective prin atragere de fonduri cu programele pe care le-am stabilit și care se află și în Cartea Albă, dacă vreți, a municipiului Roman cu privire la dezvoltarea acestei unități administrativ-teritoriale. Capitolul 13. Municipalitatea romașcană, vârf al performanței în administrație. Conducerea administrației locale din municipiul Roman a primit aprecierea mai multor instituții pentru activitatea depusă în fiecare din cei 9 ani de mandat și prin această întreaga echipă din primăria municipiului Roman. Pe parcursul mandatelor am primit mai multe distincții și premii, unele fiind primite în nume personal pentru eforturile și rezultate obținute în administrarea cetății lui Roman Vodă, însă eu le apreciez ca fiind ale noastre, ale tuturor celor implicați în această activitate, laborioasă, complicată, de foarte multe ori criticată și de cele mai multe ori neînțeleasă. Pe 28 ianuarie 2010, în cadrul unei gale organizate la nivel județean în Piatra Neamț, mi s-a acordat premiul de excelență din partea ziarului Ceaclău, Omul Anului 2009 în administrația urbană în județul Neamț. Activitatea pozitivă pentru comunitatea noastră, administrație locale, a fost recunoscută și la nivel național, astfel încât în 29 octombrie 2010, cu ocazia celei de-a 6-a ediție a galei premiilor de excelență în administrația publică, am primit premiul în cadrul categoriei Management Modern în Administrație cu distinția de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură efectuate într-o localitate din România. În data de 7 decembrie 2010, Primăria Municipiului Roman a fost laureată la premiul Primăria Verde, acordat de grupul de presă Reporter prin revista de mediu și ecologie Infomediu Europa, membră a grupului de presă european, cu prilejul galei premiilor revistei Infomediu Europa, aflată la a 4-a ediție. În săptămâna mobilității europene, 16-22 septembrie 2010, ce vizează încurajarea activităților în aer liber de favoarea mijloacelor de transport motorizate, Primăria Municipiului Roman a fost monitorizată și, ca urmare, felicitată și propusă pentru European Mobility Week 2010 Award, în martie 2011. Juriul galei Revistei Române de Administrație Publică, ediția 2011, format de reprezentanți ai mass media, sociologi și oameni de afaceri, a nominalizat pentru această gală 300 de primari din România, din cei aproape 4.000. Municipalitatea Romașcan a fost nominalizată la următoarele categorii: primarul anului în România, cel mai bun primar de municipiu, cel mai bun primar de municipiu din regiunea nord-est și primarul care a atras cele mai multe fonduri prin proiecte europene. În calitate de edil șef al Romanului am fost premiat de organizator cu premiul 1 la categoria cel mai bun primar de municipiu din regiunea nord-est, premiul care ne-a situat între cei mai performanți 8 primari de municipii din toată țara. Cea de-a 7-a ediție a galei Premiile de Excelență Administrație.ro, desfășurată în luna noiembrie 2011, la care au participat 160 de lideri ai instituției administrației publice centrale și locale, primari, viceprimari, prefecți, subprefecți, președinți și vicepreședinți de consilii județene, reprezentanți ai Guvernului României și instituții guvernamentale, senatori, deputați și reprezentanți ai asociațiilor profesionale, ale administrației publice din România, a adus Romanului premiul de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură. Pe 18 octombrie 2012 a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al toamnei din administrația publică, a 8-a ediție a galei Premiilor de Excelență Administrație.ro, eveniment organizat de Portalul Național de Administrație Publică www.administrație.ro, împreună cu oameni și companii, alături de parteneri, Camera Deputaților, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Consiliul Județean Brașov. Administrația Publică Romașcan a primit în cadrul acestei gale premiul de excelență pentru activitate în primării pentru cel mai temerar proiect, proiectul hidrocentralei pe râul Moldova. În data de 9 octombrie 2012, Revista Română de Administrație Publică Locală a organizat în cadrul celei de-a 5-a ediții a Forumului Administrației Publice Românești, Gala Administrației Publice Locale, Administrația Publică Locală la înălțime. Pentru a doua oară, mi s-a alocat premiul cel mai bun primar de municipiu din regiunea nord-est. În vederea desemnării câștigătorii galei, a fost apreciată în mod deosebit orientarea spre dezvoltarea localității, deschiderea față de inovare și valorificarea potențialului de creștere a resurselor proprii de venituri ale administrației locale. În calitate de șef al administrației publice locale, am fost singurul ales din România, selectat pentru o bursă Erasmus for Local and Regional Elected Representatives, Erasmus, deci pentru reprezentanții aleși, pentru perioada 2012-2013. În cadrul galei Orașul Reciclării, pe data de 25 aprilie 2013, organizată de Ecorom Ambalaje, organizație ce implementează în România Sistemul European de Management Integrat al Deșeurilor de Ambalaje, Punctul Verde, Municipiul Roman a primit premiul de excelență la categoria Linia 1. La cea de-a doua ediție a Târgului Internațional de Investiții Împreună Reconstruim România, desfășurat la București în perioada 28-30 mai 2013, Primăria Municipiului Roman a primit premiul Împreună Reconstruim România. Acesta a fost conferit de Avangard Pierre Ezensi cu ocazia galei premiilor Avangard, Municipalitatea Romașcană fiind în primele 10 primării din țară care au fost premiate pentru modul în care au administrat și dezvoltat localitățile. Pe 24 octombrie 2013 a avut loc la Poiana Brașov cea de-a 9-a ediție a galeilor premiilor de excelență în administrație, organizat de Portalul Național de Administrație împreună cu oameni și companii, alături de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. În cadrul galei, administrația Romașcan a primit premiul de excelență pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură. În data de 12 octombrie 2013, între cei 23 de câștigători ai Galei Naționale a Voluntarilor ediția 2013, s-a regăsit și Primăria Municipiului Roman pentru proiectul de voluntariat al anului în domeniul protecția mediului și animalelor, Ecopatrula Școlară a Primăriei Municipiului Roman. În cadrul competiției Orașul Reciclării 2014, în data de 17 septembrie, municipiul Roman a cucerit titlul de luptător și s-a făcut remarcat pentru cele mai multe deșeuri de ambalaje colectate separat per locuitor. În data de 20 noiembrie 2014 a avut loc cea de-a 10-a ediție a Galei Premiilor de Excelență Administrație, eveniment în cadrul căreia Primăria Municipiului Roman primește premiul de excelență pentru activitatea în primării. Pe parcursul anului 2015 a mai primit mai multe distincții din partea Sanctității sale, Sfântul Părinte Papa Francisc, din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și a Institutului Teologic Romano-Catolic Francescan din Roma și a comunității evreiești. În data din 2 iunie, cu prilejul liturghiei celebrate la Capela Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, am primit distincția de plumă de recunoștință a meritelor și binecuvântare din partea sanctității sale, Sfântul Părinte Papa Francis, prin intermediul nunțului apostolic la București, excelența sa, Iaver Francisco Lozanu. La sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon, în data de 12 decembrie 2015, am fost distins de înaltul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Roman și Bacăului, cu Ordinul Melchisedec, clasa 1, alături de academicianul profesor dr. Constantin Bălăceanu Stolnici. Cu prilejul concertului de Crăciun, susținut de corul și orchestra de cameră a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Părintele Provincial Emilian Cătălin mi-a mânat medalia de bronz în onoarea Papei Ioan Paul al II-lea, emisă de către Secretariatul de Stat al Vaticanului și conferită de Nunțiatura Apostolică din România, cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de la deschiderea provinciei fraților minoritari conventuali de România. La data 22 octombrie 2015 a avut loc cea de-a 11-a ediție a Galei Premiilor de Excelență Administrație. Evenimentul în primăria municipiului Roman a primit premiul de excelență pentru cel mai important și inovativ proiect de investiții în infrastructură, creat prin forțe proprii, Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. De asemenea, am primit din partea comunității evreiești din Roman distincția Prieten al Poporului Evreu. Municipalitatea romoșcană a obținut în anul 2015 și premiul special pentru implicarea în acțiuni de conștientizare a populației prin campania de informare și promovare în presa locală în cadrul bătăliei pentru titlul la orașul Reciclării. Pe 29 septembrie 2016 a avut loc la Brașov cel mai important eveniment al anului de administrația publică, a 12-a ediție a Galei Premiilor de Excelență în Administrație, eveniment organizat de Portalul Național de Administrație Publică împreună de oameni și companii, având ca partener Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Guvernul României. Primăria municipiului Roman a primit premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții în educație, pentru proiectul restaurarea, reabilitarea, consolidarea și modernizarea corpului B, fostul liceu Sturza Cantacuzino al Colegiului Național Roman Vodă. Municipiul Roman a obținut locul 1 la nivel național în ceea ce privește transparența instituțiilor publice în cadrul Conferinței Internaționale Inovații și Calitate în sectorul public. Evenimentul a fost organizat la București pe 20 octombrie 2016 de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, alături de Cancelarea Primului Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu susținerea Consiliului Europei și s-a bucurat de prezența reprezentantului Guvernului României și Consiliului Europei, Administrației Publice Românești și Internaționale. Demersul municipiului Roman pentru asigurarea transparenței administrative au fost evaluate și apreciate de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic la începutul anului 2016. În urma analizei acestuia, Romanul ocupând locul 1 pe țară între cele 109 municipalități evaluate în legătură cu situația respectării prevederii legii accesului la informații publice. Trebuie subliniat că premiile și distincțiile obținute în toți acești ani poartă valoarea unor certificări ce au girul organizațiilor și organismelor profesionale din administrația publică, națională și internațională și ne-au demonstrat și ne-au motivat să menținem standarde ridicate în desfășurarea activității municipalității. De asemenea, aș vrea să vă informez că în această perioadă am trecut și peste lucruri destul de grele. Astfel, Biroul Juridic Contencios a instrumentat un număr în perioada 2008-2016 de aproximativ 2350 de cauze, în care autoritatea publică locală a fost parte, cauzele fiind înregistrate pe rolul instanțelor de toate gradele, judecătorie, tribunal, curte de apel, înaltă curte de casație și justiție. Din punct de vedere al numărului de dosare, volumul acestora a fost în creștere, în medie 300-350 de dosare anual. Am avut în cadrul tuturor acestora și procese grele, acțiune formulată în contradictoriu cu SCEON Energie, ce înseamnă să te bați cu o multinațională de asemenea nivel, având ca obiect obligația de a face acțiune în răspundere contractuală, respectiv preluarea energiei electrice produse de microhidrocentrala Roman. Proces câștigat. De asemenea, litigii promovate în contradictoriu Comisia Județeană Iași și Comisia Locală Orbiceni, ce a avut obiect plângere împotriva Comisiei Județene de aplicare a legilor fondului funciar, prin care a fost respinsă cererea noastră de construirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 430 de hectare. 2 contestații formulate de Casa de Cultură Roman, având ca obiect contestații împotriva actului administrativ, contestații formulate împotriva deciziilor Curții de Conturi, 5 litigii ce au avut ca obiect corecții financiare aplicate unității administrativ-teritoriale în temeiul ordonanței de guvern pentru proiectul finanțării europeană. Precizăm faptul că 3 din aceste litigii, deja pentru 3 din ele am obținut sentințe favorabile, iar unul de acesta deja se află pe rol într-o fază în care am obținut un rezultat pozitiv, celălalt se află în curs, urmând a primi termen de judecată în cursul anului 2016. un dosar într-un contradictoriu cu ANI, având ca obiect anularea act administrativ. 2 litigii au avut ca obiect pronunțarea unui hotărâri care se țină loc de act autentic cu privire la terenul ce urmează a se construi ocolitoarea Roman Est. 8 dosare au avut ca obiect contestații împotriva proceselor verbale prin care s-a constatat refuzul proprietarului de semna contractele de restituire a sumelor alocate din transferul pentru blocul cu bulină. Efectuarea demersului în vederea punerii în executarea sentinței judecătorești pronunțată în contradictoriu cu Comisia Județeană Bacău, prin care se spus reconstituirea în favoarea municipiului Roman a dreptului de proprietate pentru suprafața de 14 hectare pădure aflată pe raza orașului Buhuș. O acțiune în pretenții ce are ca obiect recuperarea sumii de 30.000 de euro, reprezentând cheltuielile efectuate din transferul la bugetul stat pentru consolidarea imobilului blocul cu bulină. 5 acțiuni în pretenții ce au ca obiect punerea executarea deciziilor Curții de Conturi. O contestație împotriva unui act administrativ fiscal formulat în contradictoriu cu autoritatea de management pentru programul operațional sectorial creșterea competitivității economice și Ministerul Finanțelor Publice. Dosarul se află în procedură de regularizare, urmând a primi termen de judecată cursul anului 2017. Demararea procedurii prealabile și promovarea unei acțiuni contradictoriu cu compania RCS RDS, ce are ca obiect obligația de a face acțiune în răspundere contractuală. În 2014-2016, numai în acești ultimi 3 ani, în dosarele al căror obiectiv a fost evaluabil în bani, instituția noastră a obținut un beneficiu financiar de 3.377.900 lei, adică peste 33 de miliarde. Separat de cauzele a căror obiect este evaluabil în bani, biroul juridic a gestionat și după anul 2011, împreună cu avocatul colaborator și litigii de contencios administrativ sau contencios fiscal, fond fuciar, atât cauze în care instituția a avut calitate de reclamant, cât și ca părât. Litigii ce au avut ca obiect contestații formulate în temeiul legii 10, acțiuni în constatare, acțiuni privind pronunțarea unor hotărâri care să țină loc de act autentic, litigii privind achizițiile publice, atât activitatea de redactare a actelor procedurale, cât și reprezentarea în procedură jurisdicțională în fața CNSC și în stație de judecată, plângeri contravenționale, etc. Mulțumesc pentru implicare și de asemenea pentru modul profesionist în care s-a desfășurat această activitate. Cele mai mari și mai grele proiecte, multe din ele cu rezultate financiare pentru primăria municipiului Roman, fiind câștigate de către noi. De asemenea, vreau să vă informez despre activitatea desfășurată în colaborare cu Consiliul Local. În anul 2008 am avut un număr total de 21 de ședințe, din care 10 ședințe ordinare, 10 ședințe extraordinare, o ședință de constituire. Din 198 de hotărâri, 196 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. În anul 2009, numărul total de ședințe 23, din care 9 ședințe ordinare, 14 ședințe extraordinare. Din 226 de hotărâri, 220 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. Anul 2010, un număr total de ședințe 17, 6 ședințe ordinare, 11 ședințe extraordinare. Din 181 de hotărâri, 179 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. În anul 2011, un total de 17 ședințe, din care 11 ședințe ordinare, 6 ședințe extraordinare. Din 165 de hotărâri, 160 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. În anul 2012, un număr total de 13 ședințe, din care 10 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare, o ședință de constituire. Din 159 de hotărâri, 150 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. Anul 2013, un număr de 18 ședințe, din care 10 ședințe ordinare, 8 ședințe extraordinare. Din 177 de hotărâri, 174 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. Anul 2014, un număr total de 22 de ședințe, 11 ordinare, 11 extraordinare. Din 193 de hotărâri, 191 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. Anul 2015, număr de ședințe 22, 11 ordinare, 11 extraordinare. Din 219 hotărâri, 215 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. Anul 2016, număr total de ședințe 28, din care 10 ședințe ordinare, 17 ședințe extraordinare, o ședință de constituire. Din 270 de hotărâri, 264 au fost inițiate de primarul municipiului Roman. Total, în perioada 2008-2016, 181 de ședințe de Consiliu Local, din care 88 de ședințe ordinare, 90 ședințe extraordinare, 3 ședințe de constituire. În această perioadă au fost elaborate și aprobate 1788 de hotărâri, dintre care 1749 au fost inițiate de primarul municipiului Roman, în procent de aproximativ 98%. Vreau pe această cale să mulțumesc Consiliul Local pentru colaborare, acolo unde, unde a fost colaborare. Unde n-a fost colaborare, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a întărit și am putut să le duc la capăt și să depășesc problemele pe care mi le-au ridicat. Dar în primul rând aș vrea să mulțumesc aparatului tehnic de specialitate, care a lucrat într-un mod admirabil, profesionist și dedicat pentru configurarea, pentru expuneri de motive, pentru rapoarte de specialitate, care au dovedit o activitate corectă, demnă și legală la Primăria Municipiului Roman, drept pentru care nu am avut hotărâri întoarse, respinse de către controlul de legalitate din cadrul Prefecturii Neamț. În încheiere, aș vrea să mulțumesc tuturor romașcanilor care mi-au oferit șansa să arăt ce pot face pentru Roman și onoarea de a-i reprezenta, sperând că nu i-am dezamăgit și asigurându-i că m-am străduit să-mi duc la bun sfârșit proiectele asumate cu responsabilitate, onoare, cinste și demnitate. Mulțumesc tuturor celor care au susținut activitățile și proiectele inițiate, instituțiilor care și-au oferit sprijinul, dar și dumneavoastră, cetățenilor din municipiul Roman, care mi-ați semnalat nevoile comunității sau celor care ați venit cu propuneri constructive. Am preluat mandatul de deputat privind cu emoție la toate lucrurile frumoase pe care le-am realizat împreună, dar și privind spre viitor și spre toate lucrurile importante pentru Roman pe care le vom înfăptui de acum înainte. Unii ar spune că e un sfârșit de drum și un nou început, dar realitatea este de fapt că e o continuare a unui proiect pe care noi, eu și dumneavoastră, l-am început acum 9 ani. E un drum spre dezvoltare și spre renașterea municipiului Roman, e un drum pe care îl continuăm, e un drum pe care împreună eu și dumneavoastră, echipa construită, familia noastră a romașcanilor adevărați, luptă pentru comunitatea lor. Nu e o îndepărtare a mea de oraș, ci din contră e o apropiere a Bucureștiului și a instituțiilor guvernamentale de Roman și de interesele acestei comunități. Vă asigur că acțiunile mele vor avea ca bază de referință următoarele valori comune: responsabilitate față de cetățean și comunitatea locală, profesionalism și etică, eficiență și calitate. Am fost și voi fi în continuare dedicat construirii unui oraș modern, unui oraș european, în care investițiile să vizeze toate categoriile sociale și profesionale, de la facilități pentru atragerea investițiilor în zonă, la implementarea de proiecte care să ofere locuri de muncă pentru cetățenii activi, de la modernizarea infrastructurii la creșterea coeficientului de sănătate pentru revigurarea mediului, de la locuințe pentru tineri și persoane aflate în stare de risc social la infrastructura educațională și sportivă. Avem o istorie cu care ne mândrim, un patrimoniu cultural, un mediu sănătos și suntem angrenați în continuare pe drumul dezvoltării social-economice, strategic organizată pentru modernizare urbană. Sunt încrezător că lucrând împreună, eu și dumneavoastră, și concentrându-ne pe ceea ce contează, vom îmbunătăți viața noastră a locuitorilor din municipiul Roman, acum și în viitor. Nu voi uita niciodată promisiunile făcute cetățenilor, dedic întreaga mea activitate a realizării proiectelor propuse, iar dragostea pe care eu și dumneavoastră o avem pentru casa noastră, Romanul, ne obligă să ne îndreptăm forțele către un singur ideal: Romanul, oraș european în inima Moldovei. Dumnezeu să binecuvânteze romașcanii și pe orașul nostru drag, Romanul. Vă mulțumesc! Dacă din partea presei există o întrebare, dacă nu, eu zic că am încercat să fiu... Să știți că după ce materialul a fost configurat, azi noapte am mai făcut o selecție în el. Practic, din ce aici am parcurs mai puțin de jumătate. Am căutat unele lucruri să poată fi căutate pe site. De altfel, această activitate va fi pusă și pe pagina mea proprie, dar și pe pagina primăriei, pentru că acest raport evidențiază activitatea administrației publice locale în ansamblu. Sigur că sub mandatul în care eu am coordonat și am condus activitatea edilitar-gospodărească, dar este activitatea unei echipe, foarte frumoasă și care de foarte multe ori îmi lipsește, atât în discuții și în dezbateri. Deci vreau să vă spun, câteodată mi și dor să mă cer în momentele când ne certam. Nu vorbesc de momentele frumoase, care au fost cele mai multe, dar mi-e dor și de momentele când mai erau tensiuni între noi, pentru că toate au fost pozitive, toate au fost frumoase, nimic nu s-a făcut cu ură și cu răutate. Totul a făcut ca lucrurile să meargă mai bine și vă mulțumesc foarte mult că m-ați înțeles și mi-ați fost alături. Sper să fiți în continuare alături și de noua administrație. Vreau să vă spun că foarte multe din aceste lucruri le-am făcut în parteneriat cu actualul primar Lucian Micu, viceprimar pe atunci, consilier local, director la Acvaserv, cu echipa din Consiliul Local. Am mulțumit Consiliului Local în ansamblu, dar trebuie să mulțumesc în primul rând echipii mele politice, care mi-a dat întotdeauna credit, care întotdeauna m-a încurajat, care întotdeauna m-a susținut, care întotdeauna mi-a fost în spate, asigurându-mi motorul cu reacție. Vreau să le mulțumesc în mod public pentru că au înțeles și s-au dedicat orașului și mereu le-am spus niciodată să nu facem lucruri împotriva firescului de dragul politicii. Politica trebuie să fie o pârghie care să sprijine comunitățile, să sprijine oamenii. Politica nu trebuie să dovedească o ambiție care să ducă spre ruperea unor pârghii care au fost deja croite sau spre înăbușirea lor în fața celor care se doresc a fi create. Cred că am reușit și prin diplomație, și prin muncă, și prin abdicație, prin inteligența tuturor celor care au pus-o în slujba comunității noastre să facem lucruri frumoase. Sigur, lumea, cetățenii pot judeca. A fost mult, a fost puțin, a fost greu, a fost ușor. Rezumatul există, iar noi, cei care am lucrat la el, practic, nu la rezumat, ci la ceea ce a determinat acest rezumat, știm cel mai bine cât a fost de ușor, cât a fost de greu, cât a fost de complicat, pentru că foarte multe lucruri apar nominalizate într-o listă. Dar în spatele lor îs ore, îs zile, săptămâni, pentru unele chiar ani, care au rupt din energia și din viața noastră, dar care în același timp au pus la loc prin realizarea lor. Consider că în Roman există o administrație publică locală serioasă, consistentă, structurată, inteligentă și competentă pentru a face lucruri frumoase și vă urez mult succes în continuare vouă tuturor pe care v-am considerat colegii mei și pe care vă consider de aici încolo prietenii mei. Vă mulțumesc, sănătate, bucurie tuturor. Vreau să mulțumesc și mass mediei locale, care întotdeauna a dovedit deschidere, a prezentat cu foarte puține excepțiuni și acolo ambițiile au înegurat rațiunea și privirea, realitățile. Și acolo unde a fost critică am privit-o constructiv, n-am privit-o ca pe o răutate împotriva mea sau împotriva primăriei. Am căutat acolo unde ni s-a demonstrat că nu am făcut bine să ne îndreptăm și să facem bine, pentru că nimeni nu-i mafalda și nimeni nu le știe pe toate de la început. De altfel, văd acum aflându-mă la un nou drum în administrație, în care sigur abilitățile căpătate, competențele în această perioadă mă ajută. Dai un cu totul altfel de drum și în care în acest moment mă aflu de asemenea în perioada acumulărilor, pentru că mai întâi trebuie să înveți și apoi să exerciți. Așa încât am să fac ce cred eu că am reușit și în cei 9 ani, să mă implic și să nu vă fac de râs. Când auziți numele meu, să fiți mândru cu el, pentru că e numele unui romașcan care vă iubește și se dedică vouă tuturor. Vă mulțumesc, mult succes și să dea Dumnezeu numai bine!